laptele duhovnicesc și curat, predici care rezistă timpului și analizei Sfintelor Scripturi rostite de oameni care au luptat lupta cea bună a credinței. Genadi Constantinovici Kriucikov a trăit între anii 1926 și 2007. În anul 1961 a luat ființă în fosta Uniune Sovietică, o uniune a bisericilor baptiste care nu au acceptat colaborarea cu autoritățile comuniste ale vremii. Din această cauză, aceste biserici au funcționat în ilegalitate și membrii ei, în special cei cu funcții de conducere, au fost persecutați din greu. Mulți au murit în închisorile comuniste, în lagărele de muncă forțată din Siberia, și mulți au îndurat zeci de ani de temniță grea. Genadi Constantinovici Criucicov a condus această uniune de biserici libere încă de la înființarea Uniunii în anul 1961 până în anul 2007, an în care alergarea lui pe acest pământ s-a încheiat. Tată a nouă copii, a cunoscut din plin persecuția și închisorile comuniste, dar a rămas întotdeauna ferm, fără să accepte niciun fel de compromis. Suntem de neam din Dumnezeu, o predică rostită de Genadi Constantinovici Criucicov. Fapte 17 de la 29 la 34 Astfel dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netă găduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. Astfel Pavel a ieșit din mijlocul lor, totuși unii au trecut de partea lui și au crezut, între aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Apostolul Pavel a rostit aceste cuvinte, întipărite de Duhul Sfânt pe paginile Sfintei Scripturi, stând în fața oamenilor de o altă cultură a acelor vremuri în Areopagul din orașul Atena, capitala Greciei, recunoscută drept leagănul culturii mondiale. Suntem din neam din Dumnezeu. În felul acest, apostolul le-a amintit ascultătorilor în care tagmă slăvită sunt clasației, ei. Neam din Dumnezeu, Însă păcatul originar a desfigurat chipul lui Dumnezeu în om, așa încât nu mai poate fi recunoscut și deja în primele viacuri omenirea s-a îndepărtat prea mult de cel veșnic, împotrivindu se, încât a nimerit în tragediei universale. Stihia de apă a nimicit tot ce viu pe pământ. Dumnezeu le-a dat strămoșilor noștri care trăiau în beșugul de rai al Edenului o singură poruncă de interzicere din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. Geneza 2 cu 17 Putea să mănânce tot belșugul roadelor. Interzicerea se referea numai la pomul cunoștinței binelui și răului, dar și acest unic lucru a fost încălcat de om. Și iată rezultatul fatal. Din generație în generație se transmite nedorința perseverentă a păcătoșilor de a se supune limitărilor mântuitoare ale lui Dumnezeu. Cu toate acestea, tot ce e bun și sfânt, plăcut lui Dumnezeu și chipzuit, începe de la interziceri. De lucrul acesta e ușor să ne convingem. Dacă încălcați regulamentul circulației rutiere, veți provoca un accident și, în cel mai bun caz, veți deteriora automobilul sau poate și veți deceda sau vor deceda copiii iubiți sau soția. Neglijând pericolul din munți, riscați să ajungeți în fundul prăpăstiei mort. Dacă însă în sufletul dumneavoastră nu este binecuvântatul indicator de interzicere, nu se poate să păcătuiești, vă sortiți singur, în mod conștient, la chinuri veșnice în întunericul de foc cu diavolul și cu îngerii lui. Nu se poate, iată unul dintre cuvintele principale ale Bibliei. Prima interzicere mântuitoare a fost rostită la leagănul vieții edenice spre folosul nostru pentru a ne apăra de rău. Ea este plină de bunătate plină de iubire față de om. Nu se poate să nu-L ascultăm pe Dumnezeu, nu se poate să nu ne încredem în El, nu se poate să ne gândim la lucruri rele, nu se poate să ne bizuim pe rațiunea proprie, nu se poate să ne lăsăm conduși de poftele întinate. Un om ascultător, trăind în autolimitarea chipzuită pe care îi o propune Dumnezeu, va alege neapărat binele și va merge de bunăvoie pe calea supunerii. Cel care ia aminte la glasul conștiinței nu va întinde mâna spre lucrul interzis. Bansuși cuvântul conștiință înseamnă știință în comun. Duhul bune sfătuiește cu gingășie lucruri bune, ne aduce gânduri luminoase și un cuge sensibil le acceptă. Iar Duhul rău ne impune voința să rea, repetă în mod violent gândul lui ucigător. Glasul lui rău, autoritar, ne ademenește și ne spune privește ce veselie e în lume, iată ce îți lipsește atât de mult până la fericirea de plină. Și duce astfel la pierzare suflete minunate, ispitindu-le cu duhoarea de păcat a veseliei otrăvite. Însă un glas liniștit ne oprește cu blândețe. Caută binele, veselia nebună are un sfârșit tragic, neascultarea de Dumnezeu te va duce la pieire anume acestui glas neobosit al lui Dumnezeu, acestui glas lăuntric trebuie să ne supunem. Lui trebuie să-i dăm dreptul hotărător. Fiind de neam din Dumnezeu, trebuie să ne ferim de gândul nebun că pasiunea pentru un oarecare idol poate satisface pe deplin năzuințele sufletului nemuritor, fie al unui filozof, fie al unui pescar. Nu, idolii vor întina tot ce e sfânt în sufletul oricărui om, îl vor devasta, îl vor pusti până la epuizare, îl vor îndepărta de Dumnezeu, iar apoi îl vor lăsa pe om în voia soartei. Dar ispita este mare și dacă cuprindem cu privirea lumea ce ne înconjoară, vedem o priveliște îngrozitoare. Oamenii sunt gata să se închine la orice, numai înaintea lui Dumnezeu nu. Însă nu trebuie să îngăduim ca cineva oriceva să ne lumbrească pe Dumnezeu și să ne captiveze. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, își continua cuvântarea înălțătoare Apostolul Pavel în Areopag, nu locuiește în temple făcute de mâini, el nu este slujit de mâini omenești, ci vrea ca noi să-l căutăm. Oamenilor de stat li s-au părut nechipzuite cuvintele Apostolului despre învierea morților, deși de învierea lui Iisus Hristos îi despărțea foarte puțin timp însă locuitorii de vaza ai Atenei nu erau dispuși să accepte adevărul mântuitor. Ei au declarat cu un zâmbet amabil și ironic, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Dar va mai fi un altă dată? Le va mai da oare Dumnezeu o nouă posibilitate de a asculta cuvintele cele mai importante în viață? La această aristocrație atenie nu s-au gândit, li se vestise că Dumnezeu a rânduit deja o zi în care îi va judeca după dreptate pe locuitorii nepăsători ai pământului. Lucrul acesta de acum nu mai e hazliu, ci e tragic. Ce înseamnă a judeca după dreptate? Ce urmări pot avea aceste puține cuvinte? În zilele lui noi a fost o dreaptă judecată să fie nimicit tot ce e viu de pe fața pământului și lumea a pierit înecată de apă. De ce? Răutatea omului ajunsese la apogeu și mânia dreapta lui Dumnezeu n-a întârziat să se verse peste cei nesupuși. Geneza 6, de la 5 la 7 În ochii lui Dumnezeu s-a dovedit a fi după dreptate să nimicească cu desăvârșire în focul cupucioasă cetățile Sodoma și Gomora, cu locuitori ei extrem de depravați. Salvând familia lui Lot din mediul de nimicire, li s-a spus să nu se uite nimeni înapoi. Nevasta lui Los s-a uitat înapoi la cetatea păcatului dorit și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Și lucrul acesta a fost o răsplată după dreptate, pentru că cel ce judecă tot pământul face totul după dreptate. Unde sunt acum acele zâmbete ironice care au înjosit adevărul ce le fusese vestit de crainicul credincios al lui Isus Hristos? Ei au împărtășit soarta tristă a bogatului pe lumea cealaltă, Bogatul, după cum ne istorisește pilda evanghelică, ducând în fiecare zi o viață plină de veselie și de strălucire, probabil râdea și el de săracul Lazar, ori pur și simplu nu lua în seamă. Dar după ce a nimerit în iad, chinuindu-se în flacăra de nestins, el nu numai că și-a amintit cum îl chema pe săracul care, în timpul vieții lui, strângea fărâmiturile ce cădeau de la masa bogatului, dar știa și unde se află el după moarte, Acum bogatul a înțeles, în sfârșit, că odată cu moartea se termină numai viața vremelnică și începe veșnicia. A înțeles că are însemnătate și învierea morților, lucru de care au râs cu dispreț mai târziu filozofii greci. În timpul vieții, bogatul era nepăsător nu numai față de alții, ci și față de sufletul său, iar în locuința morților a dat dovadă de o grijă uimitoare față de cei cinci frați ai săi. N-ar fi vrut deloc să-i vadă alături de sine în dar nu numai mijlocirea pentru cei apropiați, ci și o picătură de apă de pe vârful degetului ca să-și răcorească limba, i s-a refuzat bogatului cu hotărâre. Între noi și între voi este o prăpastie mare. Bogatului i se trimisese cândva un vestitor uimitor, săracul și bolnavul Lazar. El îi propovăduia prin viața lui grea și în lipsuri, însă bogatul nu l-a cunoscut în el pe trimisul Domnului și continua să trăiască în plăceri, nu se ostenea cu compătimirea pentru cei săraci și bolnavi. Nici o faptă bună nu avea la activul său, de aceea Dumnezeu a procedat cu el după dreptate. Și nimeni nu poate nici ușura, nici anula sentința aspră cu privire la acel bogat. În timpul vieții el a primit numai lucrurile bune, iar Lazar pe cele rele. Acum Lazar se bucura de mânghiere în sânul lui Avram, iar el suferă. Și aceasta este o dreaptă judecată, bogatul a primit potrivit faptelor. Mi s-a întâmplat odată să discut cu niște copii ce stăteau lângă mormântul mamei lor necredincioase. Copii, o semintele mămicii voastre se află aici, iar Duhul e în cealaltă lume, îi povățuiam eu. Acolo ea nu are liniște nicio clipă, suferă nespus de mult și e gata să trimite pe cineva la voi, numai să nu nimeriți în locul acela unde se chinuiește ea acum. Dar ea nu va putea să facă niciodată nimic pentru voi. Ascultați cuvântul Domnului atâta timp cât sunteți în viață. Temeți-vă de păcat, altfel veți nimeri într-o situație disperată și cu totul neajutorați. Chinurile veșnice sunt o realitate crudă pentru păcătoși nepocăiți și nu un mit. Numai că trebuie să avem ochii duhovnicești deschiși ca să vedem lucrul acesta. Nu trebuie să zburați ușuratic dintr-un loc în altul în viață și să vă zbenguiți ca fluturele lângă un foc frumos. O frântură de secundă și aripioarele lui ginga și ard și el este mort. O singură clipă și sufletul vostru tânăr, fiind întinat de păcat, varde în focul poftelor, dar va trebui să plătiți veșnic pentru plăcerile de o clipă ale păcatului. Păcătoșii mileniului alarmant de astăzi își rosesc viața cu aceeași nepăsare, la fel de ușuratic râd de viața de dincolo de mormânt, iar spre îndreptățirea necredinței lor nebune poți auzi, nu s-a întors încă nimeni de pe lumea cealaltă. Și chiar dacă s-ar fi întors, oare mult s-ar fi învățat minte? Nu și iar nu. Cel a cărui inimă este otrăvită de neascultarea de Dumnezeu, al cărui suflet este arhiplin de împotrivire față de tot ce e bun și sfânt, un asemenea om nu va asculta de cuvintele lui Hristos chiar dacă ar învia cineva din morți. Astăzi, crainicii lui Dumnezeu propovăduiesc mântuirea veșnică, nu născociri de ale oamenilor, ci cuvântul Domnului. Dar cine se supune? Cine ascultă? Lumea este într-o stare neajutorată și nu e capabilă să se pocăiască, iar ziua judecății este rânduită și judecata va fi dreaptă, conform faptelor și păcatelor păcătoșilor împietriți. Și ei vor pleca în locul chinului veșnic, unde vor înțelege îndată că nu există ieșire din starea lor, unde vor afla despre bucuria și fericirea celor neprihăniți, dar nu vor putea în veși să se întâlnească și nici să se apropie de ei. În lumea cealaltă, neprihăniții nu-i vor ajuta cu nimic pe păcătoși, timpul vestirii Evangheliei se va încheia, despărțirea va fi fixată pentru totdeauna și nimeni nu va putea să schimbe nimic în sentința lui Dumnezeu. Vestind cu îndrăzneala adevărului Hristos bărbaților înțelepți din Atena, apostolul Pavel, deja atunci, în zorii creștinismului, a fost martorul faptului că mântuirea prin credință va fi acceptată numai de unii. Sunt scrise numele doar a câtorva persoane care au crezut în timpul propovăduirii lui în Areopag, iar la pieire se duc cu sutele și cu miile. Apostolul a fost nevoit să iasă din mijlocul acestor bajocoritori învățați să-și scuture praful, după cum le-a poruncit cândva Hristos ucenicilor săi. Dacă nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieșiți din casa sau din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre. Matei 10 cu 14 Vestind astăzi mântuirea, și pe scară largă, și în toată profunzimea ei, îi numărăm cu durere câte un spic pe cei care au primit vestea evanghelică. Dar mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască. Fie om, după cum mărturisesc paginile sfinte ale Scripturii, este chipul și asemănarea lui Dumnezeu și e creat pentru fericire. E creat pentru mântuire și pentru viață veșnică. Dar vai, nu fiecare își pleacă inima spre pocăință. În majoritatea cazurilor, oamenii încalcă conștient voia lui Dumnezeu, răstignindu de fapt pe Isus Hristos, iar aceasta înseamnă că își resping și mântuirea și ca urmare se duc inevitabil la pieire. Suntem nimic altceva decât niște copii ai diavolului. Am auzit mărturisirea amară a unui contemporan cult. El a continuat. Putem să făurim în mod creator ceea ce n-a fost cunoscut mai înainte, să facem o descoperire senzațională, dar a ne izbăvi de urmările distrugătoare ale invențiilor noastre, nu suntem în stare. Citat închis: Da, cercetând cosmosul, pătrunzând în lumea mărimilor mici, tinzând să dirigeze informația genetică a omului, cât de mult s-au înșelat învățații, nădăjduind să ajungă cu ajutorul progresului la înălțimile moralei și la o prosperitate generală. Lumea nu s-a îmbunătățit nici cu o iotă, cultura mondială contemporană cu civilizarea ei se neacă în imoralitatea sodomită, universul s-a maturizat în necurăția lui și s-a pregătit deja pentru ziua judecății și Dumnezeu va proceda cu totul după dreptate cu planeta ambibată de păcat, făcând o scrum în stihia focului care vine. Prea iubiților, ce mare îndurare ne este dăruită în Isus Hristos! Prin jerfa sa este ca și cum el ar fi anulat judecata sa dreaptă, însă numai pentru cei ce se pocăiesc, pentru cei ce își plâng păcatele. Noi cântăm un im minunat în care sunt asemenea cuvinte, păstor mi tatăl, în Isus și nu judecător. Dumnezeu a intervenit în favoarea păcătoșilor și toată mânia sa dreaptă și-a revărsat-o nu asupra noastră, ci asupra fiului său, Iisus Hristos ne-a spălat cu sângele său și ne-a prezentat înaintea cerurilor curați, fără pată. Ce fericiți suntem fiind de neam din Dumnezeu! Noi suntem ca și cum am fi deja pregătiți pentru părtășia veșnică cu cel ce deinuiește veșnic, fiindcă Duhul Sfânt locuiește în noi. Suntem copiii lui Dumnezeu, de neam din Dumnezeu și am fost coși pentru totdeauna din lumea aceasta. Să păzim dar această moștenire slăvită și fiind răstigniți împreună cu Hristos, să spunem din inimă împreună cu Apostolul Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Oamenii au frică de moarte și chiar credincioșii se tem uneori, pentru că toți ne uităm la fericirea viitoare ca într-o oglindă în chip și cunoaștem lucrurile desăvârșite numai în parte, 1 Corinteni 13, de la 10 la 12. Ba nici nu este îngăduit omului să rostească cuvintele pe care le rostesc sfinții în rai, 2 Corinteni 12 cu 4. Dacă aici pe pământ suntem plini de încântare, trăind lucrarea Harului lui Dumnezeu în inimile noastre, atunci ne putem oare imagina ce fericire îi așteaptă pe sfinții în cer? Apostolul Pavel aștepta moartea cu bucurie. Să mă mut și să fiu împreună cu Hristos ar fi cu mult mai bine, le spunea el filipenilor. Să rămână în trup, după cum vedem, el s cotea pentru sine ca ceva mai rău. Moartea era un câștig pentru el. De ce? Pentru că cerescul i-a umplut întreaga viață. De dragul lucrurilor cerești, el se lupta cu jerfire de sine pe câmpurile misionare vaste. Cel care pe pământ a trăit cu Hristos, lepădându-se de sine, nu se teme de moarte, ci așteaptă cu bucurie trecerea în veșnicie ca să vadă o și mai mare splendoare. Al vedea pe mielul înjunghiat pentru păcate de la întemeierea lumii, care l-a biruit aici pe diavolul și a triumfat în slava cerurilor, e o bucurie de nedescris. Unchiul meu, până la a venit la credință, fusese gardă de corp a unui mareșal. Era puternic, avea o constituție a corpului corespunzătoare, iar după ce a devenit credincios, a lucrat ca și croitor. Era un creștin sincer. În anii represiunilor în masă a fost condamnat fără vină la împușcare. Frații în credință care au fost arestați ca și el sub acuzații false, fiind puși în libertate, i-au propus unchiului meu. Noi vom scrie de mers pentru tine și îl vom trimite la Moscova. El i-a oprit cu hotărâre. Prieteni, ce fel de Moscova? Eu acuș voi fi cu domnul. Și într-adevăr, el a fost dus pe podul de peste râu și sentința a fost executată. Dar de ce nădejde era însuflețit? Ce bucuria a întâlnirii apropiate cu Hristos îi lumina fața? Despre acestea au povestit cei care l-au văzut măsurând, însoțit de escortă, ultimii metri de drum. Da, grele sunt căile neprihăniților, dar partea de moștenire a tuturor sfinților este slăvită. Eu îl iubesc pe Domnul și îl iubesc, se prea poate, cu o iubire oarecum specifică, mi se pare că mă străduiesc să mă supun lui nu atât de frica pedepsei, cât de dorința de neînvins de a nu-i întrista inima plină de iubire. Eu tin să împlinesc voia lui să nu încalc deloc poruncile lui. Și atunci de ce să mă tem? Sunt desigur situații când trebuie să-mi silesc mintea să tacă, să nu iau deloc în considerație sfaturile firii pământești și să-mi spun mie însumi, nu se poate să te abați de la poruncile Domnului. Îmi amintesc, când mă aflam la închisoare pentru numele Domnului, că mi s-a făcut următoarea propunere. N-ați putea să scrieți și să trimiteți o scrisoare către Biserică și, în special, către Consiliul Rudelor celor întemnițați? Fie măcar și un rând, dați-le de înțeles printr-un cuvânt că nu trebuie să scrie demersuri privind prigonirea împotriva credincioșilor. Pe dumneavoastră vă vor asculta. Dacă ne veți ajuta în lucrul acesta, chiar mâine veți fi pus în libertate și nu veți mai vedea niciodată închisoarea. Eu le-am răspuns cu fermitate. Mai bine să ard pe rug decât să scriu un asemenea lucru poporului lui Dumnezeu. Împreună cu alți slujitori, am chemat Biserica nu pe mine să mă urmeze, ci pe Hristos care a poruncit fii credincios până la moarte. Credincios nu până la prima amendă, nu până la primul termen de închisoare, ci până la moarte. Arătând spre Hristos și spre Scripturile Sfinte, eu i-am chemat pe credincioși într-o direcție, spre adevăr. Iar acum, de dragul libertății personale, să-i chem în direcție opusă? Spunând aceasta, am realizat că trebuie să fiu gata de ceea ce mi-au rostit buzele. Și am început să vorbesc în rugăciune cu Dumnezeu. Doamne, voi merge, voi merge neapărat pe rug, dacă așa va fi voia ta sfântă. Nu mai dăm putere să nu șovăiesc ca și orice om sunt foarte slab și poate că la vederea focului voi avea un șoc, mă va cuprinde frica, dar tu întărește-mă și proslăvește-te. Fiind de neam din Dumnezeu, noi trebuie să răspundem neapărat la chemarea Tatălui. Tot ce e dumnezeiesc, minunat, măreț în om, trebuie să-i se dea lui Dumnezeu. Anume cu Duhul nostru trebuie să tindem spre cel atotputernic, să-l căutăm. Poate că-l vom simți, poate că-l vom găsi. Și lucrul acesta trebuie să-l facă fiecare individual. Foarte exact a zugrăvit gândul acesta Apostolul Pavel înaintea ascultătorilor din Areopag. Propovăduind despre Dumnezeu, el, după cum vedem, se adresa către auditorii în general, dar expunând adevărul despre mântuire, a trecut pe neobservate la om ca individ aparte și a proclamat: Dumnezeu nu este departe de fiecare din noi. Și lucrul acesta este extrem de important, fiindcă nu ne vom mântui cu familia, cu societatea, cu grămada, ci numai individual, numai câte unul. Fiecăruia personal se adresează gândul Duhului Sfânt care cheamă să ne recunoaștem starea păcătoasă și să intrăm în mântuire. Copile, adolescente, tinere, ori omule matur, vreau să înțelegi că Domnul este alături, El stă aproape de dumneata personal, răspunde-i, întinde mâna, dorește în duhul dumitale să te unești cu cel al cărui chip și a cărui asemănare o porți. Nu e un lucru greu, îndrăzniți spre cel care s-a făcut asemenea nouă. Astăzi răsună tare cuvântul chemării și el nu este al meu, nici al vreunui alt predicator, ci al Domnului Iisus Hristos. Lăsați-l să-și facă lucrarea în inima dumneavoastră să vă spună Duhul Sfânt în mod nemijlocit cuvântul lui de mustrare, că cel vă cunoaște fără greș adâncimile stricăciunii păcătoase. Nu fiecare predicator va duce în mod accesibil la conștiința dumneavoastră importanța veștii cu influență hotărătoare asupra sorții. Îngăduiți-i lui Dumnezeu să vă vorbească. Dați-i lui cuvântul. Nu înăbușiți glasul de chemare al Duhului Sfânt. Răspundeți-i. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Ioel 2 cu 32. Cât sunteți în viață, cât mai lucrează harul lui Dumnezeu, cât mai auziți chemarea la pocăință, grăbiți-vă să rostiți măcar cu ultima suflare înaintea lui Dumnezeu cele mai importante, cele mai necesare cuvinte, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul! Dumnezeu a rânduit o zi pentru judecată, însă n-a spus când va veni ea, de aceea, dacă veți reuși să spuneți aceste cuvinte mântuitoare, soarta dumneavoastră în veșnicie va fi fericită. Dacă veți neglija posibilitatea, atunci veți primi o răsplată aspră, dar potrivit dreptății, și veți împărtăși soarta celor necredincioși, petrecându-vă veșnicia în locul unde dorințele nu sunt satisfăcute, în locul de chinuri crescânde. Priviți, preobiților, la voi înși vă, uitați-vă unul la altul, noi doar suntem de neam din Dumnezeu. Ce privilegiu dumnezeiesc e acesta! În fiecare dintre noi a ascuns un bogat potențial duhovnicesc. Să cadă dar de pe noi, prin pocăința cu lacrim și prin lucrarea Duhului Sfânt, toată necurăția, toată invidia, semeția bezmetică, înfumurarea și să se descopere în noi frumusețea neprihănirii lui Hristos, frumusețea smereniei, care ne sunt făgăduite de la începutul viacurilor de Creatorul nostru. Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Taina Evlaviei, o predică rostită de Genadi Constantinovici Kriucikov. Semnificația adevărată și profundă a nașterii lui Hristos este o taină de nepătruns pentru oamenii care n-au fost luminați de Duhul lui Dumnezeu. Esența adevărată acestei zile mari va rămâne neînțeleasă de ei până când își vor deschide inimile pentru a-l primi prin credință pe Hristos. Totodată, taina întrupării lui Dumnezeu este un mister nu numai pentru oamenii străini de Dumnezeu. Ea a rămas ascunsă și pentru îngeri care doreau să o pătrundă. Întruparea lui Dumnezeu a fost o taină pentru Diavolul și pentru Iad, dar acum a fost descoperită tuturor Sfinților, Coloseni 1 cu 26. Dezvăluindu-i ucenicului său Timotei esența acestei mari taine, apostolul a redat-o într-o formă concisă, dar uimitor de clară. Fără îndoială, mare este taina Evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. 1 Timotei 3,16 în acest verset, de la început și până la sfârșit, este vorba de Isus Hristos. Despre păcătoși se pare nu găsim niciun cuvânt. În aceasta constă și splendoarea minunatei taine dumnezeiești, tot ce a fost săvârșit de Hristos, după cum ni se spune laconic în această formulare clară, se referă anume la mântuirea omenirii ce zace în păcat. Taina răscumpărării a fost pregătită de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. De la începutul viacurilor Dumnezeu și-a pus în plan să unească cu sine omenirea despărțită de el prin căderea în păcat. Cu sine, Dumnezeul cel Sfânt, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii. Dar cum se le dăruiască oamenilor întinați cerul? În ce mod să-l aducă pe păcătos în prezența Dumnezeului celui Sfânt? Pe ce cale să-i aducă pe cei nelegiuiți la evlavie? Cum să-i îndreptățească? Nimeni dintre muritori, prin orice grad s-ar fi distins, orice titlu ar fi avut, din orice pătură nobil ar fi făcut parte, nu putea să se înalțe duhovnicește către ceruri și să se înfățișeze înaintea Dumnezeului Sfânt. Nici artele fermecătoare, nici cercetările filozofice captivante, nici un geniu din domeniul literaturii, nimeni și nimic n-a deschis cerurile. Era o prăpastie mare între sfințenie și necurăție pentru oameni era cu neputință să se apropie de Dumnezeu. Atunci Tatăl Ceresc, după iubirea sa nespusă față de creația de căzută, s-a apropiat de noi în persoana lui Isus Hristos. Ioan 1,18 Cel ce a fost arătat în trup. Isus Hristos a fost de la început în sânul Tatălui, în Tatăl Său și El era Dumnezeu. Dar când a venit împlinirea vremii, el a lăsat slava cerească și a coborât pe pământ, s-a născut din Fecioara Maria și, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, Filipen 2, 6 și 7. O îndurare minunată! Dumnezeu a venit într-un mod atât de simplu la noi ca să nu ne temem a ne apropia de El să-L putem vedea și pipăi, 1 Ioan 1 cu 1. Și iată că celui prin care a fost făcută lumea i-a revenit să îndeplinească în trup omenesc o misiune extrem de grea, să răscumpere neamul omenesc. Întrucât trupul nostru pământesc este chinuit de Satana, care a fost aruncat din cer, și noi, după cum e scris cu drept cuvânt, prin frica morții eram supuși robiei toată viața, Evrei 2 cu 15. Hristos a trebuit să fie întrupat ca să l biruie întrupe vrăjmașul sufletelor omenești și să ne izbăvească de pretențiile lui. El trebuia să se nască într-un staul într-o iesle de paie, apoi treizeci de ani să trăiască o viață omenească obișnuită, cu toate greutățile ei, fără vreo ușurare sau vreo indulgență. Dar nici aceasta nu e totul. Isus Hristos, benevol, supus, cu sfințenie și curăție s-a adus jerfă pentru mântuirea omenirii. Fiind răstignit pe crucea Golgotei, el a osândit în trupul său păcatul mondial și a plătit pentru păcatele noastre cu sângele său, fără a încălca măcar un pic evlavia. Prin jerfa s-a fost respectată strictețea poruncii sfinte a lui Dumnezeu, păcătoșii au fost răscumpărați și Dumnezeu a fost satisfăcut pe deplin. Din acea clipă slăvită pe oricine care se pocăiește, care vine la el cu credință, el îl spală cu sângele preacurat al fiului său și îl aduce în prezența sa. Pentru cei ce se pocăiesc, Iisus Hristos mijlocește înaintea Tatălui Ceresc, numindu-i pe nume, fiindcă El a scris pe palmele sale străpunse numele celor cu inima zdrobită. Dumnezeu acceptă mijlocirea lui Iisus Hristos pentru noi ce îndurare, evlavia este respectată și păcătosul este mântuit și nimeni nu se poate împotrivi lucrării slăvite de răscumpărare. Ca jerfa lui Isus Hristos să fie plină de o înaltă demnitate, el trebuia să se manifeste în duh. Noi știm că Hristos, înainte de suferințele sale, încă până la momentul când și-a dat trupul pentru a fi chinuit, a obținut biruința în duh. Ar fi putut să îndure biciuirea, să nu-și întoarcă față de la scuipări, dar să le facă pe toate călcându-și pe inimă. Ar fi putut să îngăduie fără a șovăi să fie pironit pe cruce, dar în tainițele ascunse ale minții și sufletului să se revolte, să aibă o nemulțumire adâncă față de Dumnezeu, să cârtească împotriva oamenilor nepăsători, împotriva mâniei călăilor. În aparență poți să înduri cu dârzenie cea mai înjositoare pedeapsă, iar în duh să fii lezat, să te indignezi în lăuntrul inimii, or să fii roz de vreo întinăciune ascunsă. În duh, prieten, se naște tot adevărul și tot în el se cuibăiește toată nedreptatea și binele și răul, totul se zămislește și se hotărăște mai întâi în duh. Mulți creștini păcătuiesc anume în duh. Dacă Hristos în timpul suferințelor s-ar fi revoltat în Duhul, jerfa lui n-ar fi fost absolut sfântă ca să ne sfințească cu sângele sfânt. Însă el a fost dovedit neprihănit în Duhul. În Duhul lui n-a fost nici umbră de nemulțumire, deși oamenii își băteau joc de el în mod nemilos și atât de mult îi fusese schimonosită fața, atât de mult se deosebea înfățișarea lui de a fiilor oamenilor, Isaia 52 cu 14. Așa suntem oare noi, prieteni? Pe fețele noastre uneori e un zâmbet mieros, iar în duh ne clocotește mânia, iar în inima e furtună, după cum e scris Psalmul 62 cu 4, cu gura binecuvintează, dar cu inima blestemă. Iată ce șablon dublu și vicios avem uneori! Dar ferice de omul în duhul căruia nu este viclenie, Psalmul 32 cu 2. Mulți nu cunosc această fericire înaltă. De unde vin luptele și certurile între voi? întreabă apostolul Iacov, și tot el de răspunsul dureros: Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre, Iacov patru cu 1? Înăuntru, în duhul nostru, se dezlămție cu furie nelegiuirea, și nici chiar rugăciunea nu înlătură această luptă încordată a poftelor. Cereți și nu căpătați! pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Oamenii se roagă, dar continuă să invidieze, să se certe, să trăiască în viclenie, să mintă. Nu pot opri nici de cum lupta din propriul lor duh. Iată amarul adevăr. Vasul inimii noastre trebuie să fie stăpânit în sfințenie și cinste, 1 Tesaloniceni patru cu patru. trebuie să avem o viață din belșug, dar cu regret nu avem. În Duhul nostru trebuie să facem ordine și dacă nu e ordine, ne chinuim. Hristos a fost dovedit neprihănit în Duhul. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Când era bazjocorit, nu răspundea cu bazjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. 1 Petru 2, 22 și 23 pentru o asemenea curăție și măreție a Duhului, de neatins pentru noi, ai vrea să-L numești pe Hristos cu cel mai sublim nume. Însă orice cuvânt este nespus de mic pentru aprecierea jertfei lui Hristos. El este Fiul lui Dumnezeu. În El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii, colosen 2 cu 9. Dacă Hristos nu s-ar fi dovedit neprihănit în Duhul, dacă ar fi întrebuințat pentru ușurarea sorții sale pământești puterea dumnezeiască pe care o poseda, dacă omul durerii ar fi dorit să-și anestezieze, să-și amortizeze cât de puțin simțămintele trupului inflamat de suferințe, ori ar fi introdus în misiunea sa mântuitoare un patos exagerat, un entuziasm aparent, jerfa lui ar fi fost imperfectă, o asemenea semie vlavie plină de mândrie n-ar fi fost de ajuns nici pentru Dumnezeu, nici pentru ceruri, nici pentru răscumpărarea păcătoșilor. Îmbinând în sine puterea dumnezească și ființa omenească, Hristos Iisus n-a profitat totuși de această putere spre folosul său. Flămânzind în postul de patruzeci de zile, El n-a creat nicio fărămătură pentru sine. Ba și în fața suferințelor, el a rămas invulnerabil pentru ispitele de a fi milostiv față de sine. Pleacă Satano, a respins el toată presiunea ispititorului. Matei 4 cu Pe alții a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui, dădeau din cap oamenii, arătând spre cel răstignit pe cruce, Matei 27 cu 42. Printre credincioși poți întâlni oameni care, dispunând de autoritatea în biserică și de mijloacele ei bănești, întrebuințează toate acestea nu cu sfințenie, nu după dreptate, ci spre binele lor. Asemenea oameni nu sunt neprihăniți în duh, soarta lor e mai mult decât tristă, căci dacă nu se vor pocăi, vor pierde ceea ce e mai important, viața veșnică. Hristos n-a introdus nimic de la sine nici în învățătura dumnezească. Ioan 8 cu 26. Cel ce m-a trimis este adevărat și eu ce am auzit de la el, acea spun lumii. Într-adevăr, el s-a contopit cu voia Tatălui Ceresc. Eu nu pot face nimic de la mine însumi, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Ioan 5 cu 30. Nouă însă ne revine să ne întâlnim în fiecare zi cu oameni care s-au abătut pe drumul filozofiei a tot îngăduinței. Câți oameni trufași sunt în jurul nostru care umblă după lucrurile firii pământești, a căror gândire la lucrurile firii este moarte, este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Romani 8, 6 și 7 Căci năzuințele firii pământești sunt microbe aducători de moarte. Îndată ce a apărut un mediu favorabil, bacteriile ațipite ale păcatului se înmulțesc într-o clipă și în mod impetos, omorând în creștin tot ce este viu. Hristos și-a păstrat sfințenia absolut intactă și în toată plinătatea a păstrat-o nu pentru sine, ci pentru noi. Cu adevărat, mare este taina Evlaviei. Noi, niște păcătoși sortiți pieirii, am devenit sfinți, vrednici să fim acolo unde locuiește Fiul lui Dumnezeu. Ioan 17, cu Și toate acestea se datorează ascultării lui Hristos, sângelui său vărsat. În Hristos, toți cei ce s-au pocăit sunt primiți în ceruri, și Dumnezeu ne acceptă pe noi, cei îmbrăcați în neprihănirea fiului Său preubit, care ne face sfinți și curați. Iar ce a curățat Dumnezeu, nimeni nu poate numi spurcat. Fapte 10 cu 15. Sfințenia ireproșabilă a lui Hristos a fost văzută și de Îngeri, pentru care marea taina a Evlaviei era inaccesibilă. Planul lui Dumnezeu în lucrarea de mântuire a păcătoșilor rămânea o enigmă pentru locuitorii cerului. Ei doreau să pătrundă această taină, 1 Petru 1 cu 12. Îndeplinind însărcinarea stăpânului ceresc, îngerii le-au comunicat locuitorilor pământului despre întruparea Fiului lui Dumnezeu, Luca 2, de la 10 la 14. Îngerii au slujit lui Hristos după ce el a ieșit biruitor în lupta unul la unul cu diavolul în pustiu, Matei 4,11, și au fost martorii sfințeniei lui într-o ascultare de plină de tatăl său. În grădina Ghețimani, sufletul lui Hristos a fost cuprins de o întristare de moarte, însă chiar și în acel ceas greu, îngerii au văzut fața blândă a fiului lui Dumnezeu. El putea să-l roage pe Tatăl Ceresc și Dumnezeu i-ar fi pus la îndemână pentru apărare mai mult de 12 legiuni de îngeri, însă inima lui Hristos era plină de dorința de a îndeplini în curăție și sfințenie tot ce fusese prorocit despre el în Scriptură, Matei 26, 53 și 54. Tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta, spunea Hristos. Îngerii au mai vestit femeilor care plângeau și despre învierea lui Iisus Hristos, despre biruința lui Măreața asupra morții și iadului. Din pruncie și până pe cruce, îngerii l-au însoțit pe Hristos și aceste duhuri slujitoare, privind cu uimire, au văzut în el o supunere absolută. După cum a amintit apostolul Pavel, marea taină a evlaviei se descoperă în frumusețea sa mântuitoare când despre jertfa lui Iisus Hristos se propovăduiește printre neamuri. Pentru realizarea acestei misiuni binecuvântate, Domnul nostru a trimis Duhul Sfânt, pe care îl făgăduise tuturor celor ce ascultă de el. De atunci, Părintele Veșnicilor, Dumnezeul Tare, Domnul Păcii, a cărui naștere o sărbătorim, este propovăduit printre neamuri din generație în generație. Prin slujirea lui Sus Hristos, lumea a fost dovedită vinovată în ce privește păcatul. Pe voi, lumea nu vă poate urâ pe mine mă urăște pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele, le spunea învățătorul ucenicilor săi, care nu începuseră încă propovăduirea, Ioan 7 cu 7. Însă, înainte de încheierea misiunii sale, Hristos se ruga Tatălui Ceresc, le-am dat cuvântul tău, acela pe care ei se vor duce să-l propovăduiască și lumea i-a urât, Ioan 17 cu 14 cum a prevestit Hristos, veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Matei 10 cu 22, astfel propovăduiesc urmașii lui și până acum Evanghelia printre neamuri, îndurând amenințări, ură, bătăi, arestări. Apostolii, pentru care taina Evlaviei era descoperită de Duhul Sfânt, erau prevestitori vrednici a Evangheliei lui Sus Hristos. Ei nici nu mai trăgeau nădejde la viață, ba încă le spunea gândul că trebuie să moară, 2 Corinteni 1, 8 și 9. Și prin slujirea lor, lumina mântuirea a strălucit peste toată lumea de atunci. Cât de ascultători erau acești vestitori neobosiți al lui Dumnezeu! Dacă n-ar fi fost lupta plină de jerfirea credinței lor, noi n ar fi fost probabil în numărul celor mântuiți. Câtă răspundere purtăm astăzi noi pentru propovăduirea Evangheliei! Să căutăm descoperirile Cuvântului lui Dumnezeu. Când Duhul Sfânt ne va schimba și ne va hrăni sufletele din cuvintele vieții veșnice, atunci vom putea explica fiecăruia, în mod binecuvântat, că Dumnezeu a venit să mântuiască pe fiecare păcătos, și iubind mai prelungește vremea harului. De ce Taina Evlaviei este mare? Pentru că Hristos a fost crezut în lume. Fiind păcătoși de la prima suflare, noi doar suntem născuți din voia firii, aveam nevoie de îndreptățire, căci ce este omul ca să fie curat? Și poate cel născut din femeie să fie fără prihană? Iov 15 cu 14 Dar Domnul a făcut minunea curățirii inimii noastre prin sângele lui Iisus Hristos. Acum nimeni nu mai poate să ne tulbure Duhul, Cine va ridica pâră împotriva leșilor lui Dumnezeu? Cine va osândi? Hristos a murit, va mai mult, el a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Romani 8, 33 și 34 Ce îndurare e a te afla sub ocrotirea tot puternică a Fiului lui Dumnezeu! Arătând spre cei care l-au primit prin credință, Hristos va spune, acest copil e răscumpărat de mine, eu am murit pentru el acum e îndreptățit și e vrednic să fie acolo unde sunt eu. Iată în ce constă marea taină a evlaviei. Dumnezeu, prin suferințele lui Iisus Hristos, ne-a luat sub ocrotirea sa și garantează viața veșnică și fericirea veșnică celor care l-au primit prin credință. Să-L preamărim pe Domnul că ne-a renăscut sufletele, să înflăcărăm acest dar al iubirii lui Dumnezeu să creștem în credință, în cunoștința Domnului, ca în mijlocul acestei lumi care se află în păcat să adie de la noi căldura Harului Dumnezeesc. O nenorocire veșnică îi așteaptă pe cei care se vor rușina înaintea oamenilor să-L primească pe Hristos prin credință. Ei nu au nimic temeinic, nimic mângâietor în viața vremelnică, iar înainte le stă întunericul veșnic, fiindcă de ei se va rușina și fiul omului când va veni în slava tatălui său împreună cu sfinții îngeri. Marcu 8 cu 38 În încheierea misiunii sale Hristos a fost înălțat în slavă. În acest fel s-a sfârșit slujirea lui. Atât de neîndoielnic s-a încheiat taina evlaviei. N-a fost încălcată nicio iotă din ce a fost predestinat de Dumnezeu. Luca 24 cu 26: Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava Sa? Și el a intrat în slava răscumpărării. Pe Isus îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, Evrei doi cu 9. Trebuie oare să căutăm slava? Neapărat! Cinstea? cu atât mai mult, însă nu cea pământească, plină de înfumurare, care este o răciune în ochii lui Dumnezeu. Prin sârguința am bine să căutăm slava, cinstea și nemurirea ca să moștenim viața veșnică, Roman cu șapte. O astfel de cinste să căutăm și să păstrăm, să ne grăbim să facem neobosit fapte bune spre slava Domnului nostru. Înaintea lui Dumnezeu, lucrul acesta este o particularitate duhovnicească înaltă a creștinului. Să ne străduim din toată inima să păstrăm mântuirea săvârșită de Domnul pentru noi, fiindcă nu știm ce va fi nici peste o oră. În orice clipă, Domnul poate schimba împrejurările în univers și ne vom trezi într-o cu totul altă situație, când toată slujirea și toate lucrările vor înceta. Să ne rugăm! Dumnezeule și Mântuitorule binecuvântat în veci, Îți mulțumesc din toată inima pentru planurile tale mari și minunate care s-au zămislit în ceruri și pe care i le-ai dictat cu iubire fiului tău și el nu s-a împotrivit voii tale, ci a răscumpărat omenirea creată cândva de tine, dar căzut apoi în păcat. Ai vestit drept prin proroci, noi rătăceam cu toții ca niște oi fiecare își vedea de drumul lui. Recunoaștem lucrul acesta. Într-adevăr, noi nu cunoșteam căile tale, cu atât mai mult, nu cunoșteam tainele binecuvântate ale Sfințeniei tale. Nu cunoșteam asprimea ta față de păcat, nici nu aveam frica ta. Dar tu, Doamne, ai ajuns cu Sfințenia ta până la noi. Pentru aceasta te-ai intrupat, ai fost dovedit neprihănit în Duhul, ai fost văzut de îngeri, ai fost propovăduit printre neamuri, ai fost crezut în lume. Doamne, cum de s-a întâmplat că și eu sunt în numărul copiilor tăi? Acesta e numai planul tău, este numai grija ta față de mine. Prin Duhul Sfânt, prin trimișii tăi sfinți, ai ajuns și la mine, slavă ție! Ai ajuns și la inimile a mii și mii de păcătoși prin jerfa Fiului tău, Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Jerfa lui s-a dovedit a fi de ajuns pentru a ne spăla de toate fără de legile și a ne face părtași la evlavia care ne dă dreptul de a ne înfățișa în ceruri înaintea dreptului judecător. Slavăție, slavăție! Doamne, câte suflete mai sunt care au nevoie de mântuire! Ce puține putere avem! Dorim să umblăm cu sfințenie înaintea ta, să ne umplem de Duhul Sfânt, să pătrundem cuvântul tău, ca să răspândim predica Evangheliei pretutindeni spre mântuirea păcătoșilor, fiindcă clipa venirii tale este aproape. Ajută-ne să alergăm cu credincioșie în alergarea care ne stă înainte, fie că va fi lungă ori scurtă, în fiecare zi și în fiecare oră, să așteptăm întâlnirea cu Tine. Slavăție pentru toate, Dumnezeule Mare, Tată, Fiule, Duhul Sfânt. Amin. Mesajul care urmează a fost rostit de Genadi Constantinoviș Criucicov în anul 2002 în Sacramento, Statele Unite ale Americii. Fiecare reacționează în felul său la schimbările din ultimul deceniu al secolului trecut, care au avut loc în patria noastră, cândva ateistă. Predicatorul se referă la Rusia. Unii se bucură că deja de 12-15 ani e o oarecare libertate religioasă, dar o folosesc adesea în felul oamenilor. Rar se întâmplă să o folosească cineva în felul lui Dumnezeu. Autoritățile reacționează în felul lor, intelectualitatea în felul ei doar s-a petrecut cu adevăratul mare eveniment. Noi am trecut prin viacul dezmățului ateismului impus care era altoit prin cele mai înalte instituții, prin Comitetul Central al Partidului care era nucleul și forța conducătoare a societății. Așa cerea Constituția. Biserica era apreciată ca o asociație a cărei conducere trebuia să fie subordonată complet puterii ateiste și să înfăptuiască în chestiunile bisericești toate indicațiile ei. Ceea ce s-a întâmplat la răscrucea deceniilor al 9-lea și al 10-lea ale secolului trecut a eliberat jumătate din lume de o rânduire comunistă impusă. E destul să ne amintim de China, deși oficial ea rămâne deocamdată o țară ateistă, dar cu oarecare variație a libertății. Să luăm țările comunității socialiste, Polonia, Ungaria, fosta Germanie democratică, România, Bulgaria, Mozambic, Angola, Cuba și încă o mulțime de popoare care erau aliniate sub steagurile ateismului militant. Eu am spus odată că, dacă în timpul acela s-ar fi pus la vot în toată lumea, aceasta ar fi fost probabil prin intermediul comunicației, televiziunii, acum al internetului, oficial mai mult de 50% din populația globului pământesc i-ar fi spus lui Dumnezeu noi suntem pentru o rânduire comunistă. Și știți care e vina noastră a copiilor lui Dumnezeu cu privire la dominația ateismului? E nesupunerea față de Dumnezeu, acest păcat a apărut în mediul bisericii și îl comiteau în primul rând slujitorii de rang înalt. Se zice, existența determină conștiința. Ce conștiință avea Adam și Eva trăind în rai? Nu era nevoie deloc de vreo alarmă revoluționară, de toate era unde ajuns, aproape ca în America, ba și mai bine, și tot una, asta încă n-am gustat, mă duc să gust. Păcatul se naște acolo unde trebuie să domine nelimitat porunca lui Dumnezeu. Satana a venit pe pământ nu de dragul plimbării. Scopul lui e să fure, să junghe și să prăpădească. Ioan 10 cu 10. Pe de o parte, să o moare fizic. Tot Nordul și Siberia sunt acoperite cu semintele neprihăniților, ba și în jurul Moscovei sunt descoperite o mulțime de gropi comune. Nu s-au sfii să întineze capitala cu sângele mucenicilor dar aceasta e o moarte încă nu atât de însemnată, e omorul trupului. Pe noi ne-au omorât spiritual, silindu-ne să lucrăm mână în mână cu ateismul și pretextând tot timpul că orice stăpânire e de la Dumnezeu. Eram învățați noțiuni de naturate și nu ni se aducea la cunoștință că trebuie să fim supuși oricărei stăpâniri omenești, supuși împăraților, cârmuitorilor în legile civile ca indivizi, ca cetățeni simpli, ca persoane particulare și astfel de cetățeni am fost și rămânem cei mai ascultători de lege. Însă nouă ni s-a impus să fim supuși stăpânirilor mai înalte decât biserica și întrucât ca instituția lui Dumnezeu, ca împărăție care nu este din lumea aceasta, ne-am supus lor în chestiunile duhovnicești, deci am încetat a fi împărăția lui Dumnezeu. Deja vrăjmașii stăpânea o biserică. Iar noi dădăciseră de rămvenirea venirea unei asemenea rânduieli. Îți stă mintea în loc, Conducătorii bisericii căutau un prilej pentru a se înfăptui Revoluția. Așteptau cu nerăbdare realizarea noii politici, fiindcă în perioada țaristă credincioșilor le era prea greu. Pe atunci cei ce se deziceau de respectarea ritualurilor religiei oficiale erau prigoniți crud. A fost proclamată lozinca: Noi vom institui democrația. Demos înseamnă popor, kratos putere, suveranitate, adică puterea poporului și așteptau că va veni acea libertate care va instaura aproape că împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Repet, dorința de a trăi sub protecția statutului și-a găsit loc în mediul bisericii. De aceea, slujitorii lui Dumnezeu trebuie să dea dovadă de o responsabilitate colosală, să ceară în rugăciuni fierbinți de la Dumnezeu descoperire, să studieze profund Scriptura, să fie călăuziți de Duhul Sfânt ca să se curețe de această lepră ne ciocnim de faptul că în conștiința creștinilor multe lucruri s-au amestecat. Unii, ca să-și justifice participarea activă la viața politică a țării, afirmă cu insistență, trebuie să-i mustrăm pe împărați, fiindcă Ioan Botezătorul mustra. Nici de cum. De când a venit împlinirea vremii și Hristos a venit pe pământ, a început o altă epocă. Dumnezeu a desfințat vechiul legământ. Știți cum s-a aranjat practica vieții din Vechiul Testament? trecea și acolo totul prin neascultare de Dumnezeu. Domnul a ales poporul Israel să fie o proprietate a sa, iar ei au spus, Nu, vrem să fim ca toate neamurile, pune un împărat peste noi, 1 Samuel 8,5. cu Adică, nu va fi teocrație, nu legea ta, Doamne, va fi piatra unghiulară, ci cum ne vor mai spune și împărații. Și împărații spuneau, dar puțin dintre ei au fost plăcuți lui Dumnezeu. Ei introduceau culte străine, idolatria. În fond, Vechiul Testament, cu practica lui, cu regula lui peste regulă, a dat faliment. E tragic, nu faptul că au apărut multe precepte și reguli, ci că, după cum a spus Hristos, ați desființat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre, Matei 15,6. Iar dacă au anulat porunca lui, deci l-au anulat pe Dumnezeu însuși, iar când a venit Hristos, ei s-au răfuit și cu el. Hristos a adus o învățătură nouă care trebuie să schimbe și conștiința noastră. În ce constă esența ei? De acum Dumnezeu a separat împărăția lui Israel cu sistemul ei de stat, cu sabia, cu omorârea cu pietre, cu dreptul penal, cu pedepsa capitală de împărăția lui Dumnezeu. Poporul trebuia să înțeleagă că adevărata împărăția lui Dumnezeu nu se va zidi așa, Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul Său care s-a făcut asemenea oamenilor, dar acesta nu e pur și simplu un prunc culcat în iesle, ci împăratul neprihănirii, e omul durerii. El a fost ispitit în toate lucrurile, dar fără păcat, toate au luat o altă întorsătură. De acum nu trebuie să se facă uz de sabie. Nu e nevoie ca biserica să-i binecuvinteze pe miniștrii de forță, aceasta este funcția statului. Dumnezeu a despărțit aceste două instituții, cea de stat și isprăvnicia bisericii. El a stabilit împărăția lui Dumnezeu pe pământ, al cărei cap este Hristos. El n-a spus niciodată bisericii, eu mă duc pentru un timp, supuneți-vă oricărei stăpâniri omenești ca Domnului. Numai pentru individ, pentru fiecare personalitate în parte, e spus să se supună stăpânirii. Biserica însă funcționează doar sub unicul ei cap, Hristos. Dacă ne dezicem de această porunca lui Dumnezeu, înseamnă că ne dezicem de Hristos. Prin urmare, prin păcatele noastre, îl izgonim din mijlocul nostru. Și atunci, trupul despărțit de cap este un cadavru. Apocalipsa 3 cu 1 Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Noi trebuie să înțelegem bine ce înseamnă porunca Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați. 1 Petru 2 cu 17 în biserică, în frățietate, iubiți, în locul acesta fi plini de dragoste unul pentru altul. Umpleți-vă de Duhul Sfânt și de-a tot iertare lăuntrică. În rugăciunea tatăl nostru este inclusă necesitatea de fiecare zi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Să trăim pe pământ și să zidim împărăția lui Dumnezeu, iertându-ne reciproc, iubindu-ne reciproc și, în general, vorbind, iubindu pe Dumnezeu. Iar mai departe apostolul îi îndeamnă pe credincioși, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Dați cinste, e deja cu totul altceva. Aceasta nu e mustrare, fie că vă place cârmuitorul, fie că nu vă place. Putem să mijlocim pe lângă împărați, putem să nu fim de acord cu ei, dar numai în chestiunile de credință, adică pe teritoriul nostru, Biserica este teritoriul lui Dumnezeu, e împărăția lui Dumnezeu, noi suntem împărați și preoți, în Biserica e în vigoare o Constituție deosebită, aici este capul viu al Bisericii, și nu vom îngădui ca cineva, în afară de el, să încerce a ocupa tronul lui și să conducă Biserica. Ne este dat cuvântul Domnului și călăuzirea Duhului Sfânt, ca să nu confundăm niciodată pe cine se cuvine să mustrăm și pe cine nu. Trebuie să ne împotrivim tuturor lucrurilor străine pe care se străduie să le introducă neprietenii în biserică. Ce s-a întâmplat la noi? Statul unic, Uniunea Sovietică, nu mai este. S-au despărțit hotarele lui și Uniunea Oficială a Bisericii a repetat această separare exact. Oare așa porunci Dumnezeu? Se poate oare să ne orientăm după situația politică în lucrarea de isprăvnicie duhovnicească? Ateii i-au unit în anii 1944-1945 pe baptiști, cu creștinii evanghelici, cu penticostalii și ei s-au unit. A venit o altă vreme politică, centrifugă. Ei, ca o copie, s-au împrăștiat prin uniunea aparte și trăiesc acum separat, acționând în direcție ecumenică. Astfel s-a dezvoltat viața spirituală un secol întreg și a început această apostazie de la conducere. Slavă Domnului că au fost frași și surori de rând călăuziți de Duhul Sfânt. Ei s-au păstrat unul câte unul, însă rămânând credincioși Domnului, au fost predați cu miile la moarte și suferințe. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă, cine legiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Isaia 59:1. 2 Mâna Domnului va ajunge la orice împărat, dacă el se ridică împotriva sfinților fără temei. Dar când cei care se numesc copii ai lui Dumnezeu se învoiesc să colaboreze cu împăratul în chestiunile bisericești, Dumnezeu îi părăsește, pentru ca cei care nu-l cunosc pe Dumnezeu să calce în picioare această sare care și-a pierdut puterea de a săra. Pe cel care merge pe calea sfântă, Domnul îl va mântui, îl va scoate din prăpastie, îl va păzi din temnițe și îl va elibera de lanțuri, țara o va feri de nenorocire, îl va pedepsi pe cine trebuie, mâna lui este tare. Dacă însă noi suntem în fără de lege, Dumnezeu va înceta să lucreze în noi și prin noi. Să examinăm unele documente păstrate încă din deceniul al treilea al secolului trecut, din care vom vedea cum se aranja destinul nostru duhovnicesc și de cine era condus, ca să conștientizăm mai acut de ce trebuie să urmărim în mod deosebit încotro suntem conduși, ce fac cu noi și cum sunt slujitorii din centru. Prohanov, președintele Uniunii Creștinilor Evanghelici, scria autorităților: citez. Congresele locale ale creștinilor evanghelici sunt o reflectare a congreselor unionale ale creștinilor evanghelici. Ultimele două congrese unionale ale creștinilor evanghelici, al 9-lea și al 10-lea, din anii 1923 și 1926, au fost ținute după un program aprobat din timp de autoritățile centrale. Și cu toate că, după convingerile lor, creștinii evanghelici sunt cetățeni absolut loiali ai puterii sovietice, totuși, din anumite motive, ei au fost nevoiți la congresele lor unionale să discute și o problemă de natură politică. Citat închis: Noi știm că în statutul Partidului Ateist, ce stătea la cârma țării, era scris: Fiecare comunist e obligat să lupte cu prejudecățile religioase și tocmai acești oameni i-au elaborat bisericii programele congreselor. Frățietatea noastră există deja de mai bine de 40 de ani și niciodată nu ne-am uitat dacă sunt binevoitori cei din afară față de noi sau nu. Conducă țara orice putere, chiar cea mai neplăcută, oricea mai plăcută și mai binevoitoare cu noi. Dacă însă în viața duhovnicească noi procedăm după programul elaborat de ea, atunci rămânem fără Dumnezeu și fără Duhul Sfânt, iar aceasta e o catastrofă colosală. E principala nenorocire de care ne-am și ciocnit când s-a început rezirea. Astfel se țineau congresele Uniunilor noastre precedente, la care frățietatea noastră a fost frântă definitiv, și după ale căror hotărâri au urmat mii de împușcări și arestări pe termene îndelungate ale fraților și surorilor noastre. Și autoritățile le spuneau conducătorilor bisericii: Voi doar iubiți Revoluția, v-ați bucurat când a venit ea, acum iată, a sosit democrația. Am să mă abat, dar voi spune totuși. Există o expresie clasică: Vocea poporului e vocea lui Dumnezeu. Cât de mult contrazice ea adevărul! Cu democrația ne întâlnim în Biblie când vocea poporului s-a manifestat la Sodoma, ai cărei locuitori erau molipsiți de un desfrâu frenetic, ca și sodomiții contemporani. Au mai proclamat democrația, răzvrătiții Core, Datan și Abiram, și cu ei 250 de fruntași, oameni cu nume destul că toată adunarea, toți sunt sfinți, i-au declarat ei lui Moise și lui Aron, număr 16 cu 3. Priviți cât de mult a plăcut lucrul acesta întregii adunări. Fusese un simplu păcătos, un elegiuit desfrânat și deodată a devenit ca Moise și Aron. A fost și aceasta vocea poporului, puterea majorității. Noi uităm că avem un singur mânghietor, Duhul Sfânt, o singură căpetenie, Domnul. O singură gerfă a fost adusă pentru noi toți: nimeni nu vine la tatăl decât prin mine, Ioan am cu Nu e pur și simplu o povață. Curățându-ne, noi venim la tatăl ceresc și el ne primește, fiindcă suntem spălați cu sângele sfânt al fiului său. Nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. În toți anii existenței frățietății noastre auzim un singur lucru să fie înăbușit această trezire, să se obțină biruința asupra lui Dumnezeu, să se întroneze cu o și mai mare autoritate puterea laică, strâns unită într-un tot întreg cu cea spirituală. Noi, însă timp de 40 și ceva de ani ai căii noastre, nu ne-am apropiat niciodată de tron, nu i-am trimis niciodată telegrame de salut. Nu trebuie. Veți trimite o telegramă, iar în schimb vi se va oferi un cadou și veți fi decorat cu un ordin. Dar ce va fi apoi cu sufletul dumneavoastră? Veți fi nevoi să faceți vizite ca răspuns la invitații, veți accepta compromise, veți face concesii reciproce. Nu va rămâne nimic din viața dumneavoastră duhovnicească, Domnul vă va părăsi. La începutul acestui fenomen rău a fost pus pentru noi la Congresul Mondial al Baptiștilor care a avut loc la Londra în anul 1905. Atunci, în rândurile acestui congres, la care erau prezenți și delegați din Rusia, a apărut ideea de a trimite regelui Angliei o scrisoare de felicitare, o adresă de salut pentru a-i remarca meritul că le oferit posibilitatea de a ține congresul. Trebuie să spunem, Alianța Baptistă Mondială, prin colaborarea sa cu puterea laică, a dus multe exemple negative. Fapt care a influențat asupra destinului întregii frățietăți mondiale a baptiștilor, inclusiv asupra destinului frățietății din Rusia. În același an, 1905, s-a vântat peste malurile Rusiei primul val al tendințelor revoluționare ateiste. Și deja peste trei zile, după manifestul țarului cu privire la toleranța religioasă, a fost înființat Partidul Creștin, în care au intrat Prohanov, Odințov, Pavlov, Frizen. Cât de mult am dorit să mergem în lume, am dorit să gustăm din tartă autorității în societate, a influenței. Voi vreți acestea? Au spus deținătorii puterii: atunci dați-ne o parte din ceea ce aparține Bisericii. Și au fost nevoiți să dea lucrurile sfinte. Acestea sunt planurile satanei, și el acționează prin slujitorii neveghetori. Acum totul e îndreptat spre a politiza Biserica. No, însă nu ne este îngăduit să ne amestecăm cu lumea. Astăzi politica și lumea intră în biserică sub lozincile trebuie să ne supunem statului, fiindcă regele este rânduit de Dumnezeu. Dar nu peste biserică este el rânduit. Aceasta nu este sfera lui. Biserica e o altă împărăție. Ea are altă constituție. La începutul anului 1917 în Rusia a avut loc încă o revoluție, cea din februarie. Baptiștii din America se bucurau de venirea ei, au contribuit la această revoluție, au dat bani. Numai că ei s-au gândit la una, dar a venit o cu totul altă revoluție, pe atunci încă nu se știa că în același an va avea loc și cea din octombrie, până la biruința ei rămăsese ceva mai bine de jumătate de an. Președintele Alianței Baptiste Mondiale, Robert Stuart MacArthur, expediat în martie 1917, profesorului Miliukov, care era în guvernul temporar în funcția a speakerului contemporan al Dumei, o scrisoare din care cităm Scumpe profesor Miliukov, toți americanii sunt plini de uimire bucurându-se de revoluția din Rusia. Facem o paranteză. Acel viac groaznic a înmormântat și a nimicit atâtea lucruri sfinte încât nici nu pot fi numărate. A grămădit milioane de cadavre, iar americanii se bucură. Ce? Dumnezeu i-a luminat în mod deosebit pe americani? Nu, ei au intrat pur și simplu în perioada de întunecare spirituală care vine întotdeauna când suntem departe de Dumnezeu. Continuăm să cităm din scrisoare. Nu avem cuvinte să ne exprimăm bucuria care ne umple inimile. E evident că poporul rus, după o așteptare chinuitoare, a ajuns în sfârșit la deplina conștiința sa ori la sfârșitul său dorit. Puțini îndrăzneau să admită chiar gândul că revoluția relativ pașnică va veni așa de curând. Am citit și am scris mult despre Rusia, timp de 25 de ani fiind la postul de președinte al Alianței Mondiale Baptiste. Am fost la Petrograd cu mai bine de 5 ani în urmă. Am vrut de asemenea să capăt permisiunea domnului Makarov să cumpăr un lot de pământ pe care intenționam să construiesc un colegiu pentru instruirea baptiștilor evanghelicilor. Sper să mai fac o vizită la Petrograd și prin alte locuri vaste ale Rusiei când va fi neprimejdios de a trece peste ocean. Noi toți vă apreciem ca un lider instruit al unui popor mare. Dumneavoastră cunoașteți America, cunoașteți Rusia, cunoașteți întreaga lume. Noi credem că sunteți un mare lider al reformelor geniale. Credem acum că evrei vor avea libertate, că baptiștii vor avea libertate și că în Rusia biserica și statul vor fi instituții absolut despărțite. Acum nimic nu mai este imposibil a crede cu privire la Rusia. E pe deplin posibil ca dinastia caizerilor va pleca din Germania după cum dinastia Romanov a plecat din Rusia. A sosit ziua democrației. Ne bucurăm cu o bucurie negrăită. Când vor pleca ambii, caizerul și țarul, se va instaura pacea în Europa și în întreaga lume. Citat închis. Iată visurile oamenilor care au pierdut călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, Acestea sunt povețe pentru întreaga lume. E o complicitate la începuturile revoluționare. Ei așteptau că va sosi pacea pentru toată lumea. De la cine? De la oameni? Dumnezeu i-a adus la înțelegerea acestui lucru? Observați cu câtă îndrăzneală spun: Vor să construiască un colegiu în Rusia ca să ne cultive această înțelegere. Ar fi fost construite unul după altul seminare, institute. Într-o astfel de întunecare, ei ar fi trimis profesorii lor, asemenea acestui prezident, ca aceștia să răspândească la noi cultura lor, înțelegerea lor a adevărului. Mulți au pășit pe această cale. Cei din tâi frații ai noștri întorși la Dumnezeu, Reaboșapca, Ratușnei, Onișcenco și alții, erau atunci foarte curați de aceste tendințe. Erau, se poate spune, virgini din punct de vedere duhovnicesc. Viața lor era zidită exclusiv pe cuvântul lui Dumnezeu și bisericile creșteau. Însă au venit oameni mai deștepți, dar cu gânduri dornice de glorie și când au învățat, Prohanov în Anglia, la Oxford, Pavlov în Germania, au căpătat cunoștințe nu nemijlocii de la Dumnezeu și din cuvântul lui, ci de la acea cultură, de la cel baptism care timp de 400 de ani ai săi s-a denaturat extrem a sosit ziua democrației, ne bucurăm cu o bucurie negrăită, exclama președintele Alianței Mondiale Baptiste în anul 1917. Abia când examinăm aceste lucruri peste o 100 de ani, ne devine clar ce au făcut ei pe pământ în numele lui Dumnezeu, fiind chemați și unși ca să-i slujească celui preanalt. El spunea, E pe deplin posibil că dinastia caizerilor va pleca din Germania și țarul din Rusia va sosi pacea în Europa și în întreaga lume. Germania, Austria, Italia, Japonia și Spania pot să stea și să urmărească. Domnul a zis bisericii, duceți-vă, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Să ne ducem înțelegând că, dacă nu i-am permis țarului să se amestece în biserică, atunci am rămas independenți de politică, independenți de dușmanii adevărului. Dacă însă dorim noi înșine să căpătăm ceva de la împărat, de la putere, de la democrație, de la revoluție, dorim să gustăm pentru gloria noastră și pentru influența noastră din tarta lor mare, atunci, până ce muști tu, vrăjmașul în spatele tău va intra în biserică și va începe să stăpânească în ea și o va chema să meargă pe căile firii pământești, o va învăța să se abată de la Dumnezeu. Cu părere de rău, nu toți înțeleg lucrul acesta. Vă dați seama? După părerea lui Robert MacArthur, noi baptiștii mutăm continente, noi indicăm ce trebuie să fie în lume, ne bucurăm deja că a triumfat biruința de plină. De fapt, însă, am fost implicați în politica murdară și ne-am afundat în ea cu plăcere, iar apoi am secerat roadele acestei nenorociri, ale abaterii aproape universale de la adevăr. Noi nu amintim aici de bisericile istorice, masive, care merg de la început pe o asemenea cale de naturată. Vorbim deja de un vlăstar tânăr al renașterii duhovnicești, când lucrarea lui Dumnezeu s-a zidit de la început după Evanghelia curată. Citesc partea de încheiere a scrisorii. Îi mulțumim lui Dumnezeu și ne umplem de îndrăzneală când citim noutățile din Rusia. Vom fi mulțumiți să vedem Rusia ajungând la Constantinopol și la mare și venind în torentul vieții mondiale ca nici când mai înainte. Suntem pe deplin încredințați că Dumnezeu va nimici ce e mai rău din ce e rău pentru a obține un mai mare rezultat. Citat închis. În general, reiese că pentru Marea Revoluție Dumnezeu face totul, iar nouă lucrul acesta ne provoacă o mare bucurie. Acum observați cu câtă consecvență s-au transmis asemenea tendințe generațiilor ulterioare. William Tolbert, la începutul deceniului al optelea, îmbina două funcții, de prezident al Alianței Mondiale Baptiste și de președinte, iar apoi vicepreședinte, al Republicii Liberia din Africa. În această țară mică erau mulți baptiști, el era și activist politic și religios. Când i s-a explicat că în Rusia creștinii stau la închisori, dar nu pentru convingeri, ci pentru încălcarea legii, el a răspuns: Chiar de nu ne plac legile pe care le scrie statul, fie ele chiar contrare adevărului, tot una, trebuie să ne supunem. Da, și amin ca cetățeni aparte, în toate legile civile, dar ca biserică niciodată. Noi nu avem dreptul să-l concediem pe Dumnezeu. El va pleca singur dacă vom începe a săvârși fără de legi. Iar dacă dorim să fie mereu cu noi, atunci El va rămâne, ne va întări și ne va ajuta să îndurăm și să răbdăm totul și va întări împărăția sa în condiții neverosimile. Însă mulți creștini nu doresc să sufere, ei s-au bătut de la drumul cel drept și merg pe altă cale. În Ucraina, în timpul ocupației din perioada războiului, a apărut o mică libertate religioasă de scurtă durată, vreo doi ani și jumătate. În timpul acela, prezbiterii răspunzători ai regiunilor Harkov și Donetsk au reușit să organizeze congresul. Atâta bucurie a fost încât și-au pierdut și simțul vegherii, și au scris o scrisoare lui Hitler: Vă mulțumim că, în sfârșit, ne-ați dat libertatea religioasă. Își dădeau oare seama acești oameni că peste jumătate de an va veni armata sovietică și va înceta iarăși libertatea? Știți ce li s-a spus apoi? Li s-a spus așa: După cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să vă supuneți împăraților. Lui Hitler v-ați putut închina, acum închinați-vă nouă, acum lucrați nu numai cu Himmler, ci și cu Beria, dar mai întâi stați un timp la închisoare. Unul a stat zece ani, iar când s-a întors, le slujea atât de supus încât a predat o mulțime de suflete la suferințe. Iată cum mergeau treburile în biserica noastră. Pe atunci noi nu știam toate aceste lucruri. Acum s-au deschis puțin arhivele, dar minunat este Domnul care ne-a orientat nu după arhive, ci ne-a călăuzit pe cărarea sa exactă, pe cărarea celor neprihăniți. Noi nu aveam nevoie să tragem cu ochiul în cabinete străine, să pătrundem în seifuri străine, să instalăm dispozitive de ascultare în secret, ci trebuia doar să fim atenți la ceea ce vorbește Domnul. Apocalipsa 2 cu 29. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul? În deceniile ființării mișcării noastre, Uniunea Oficială a Bisericilor Neînregistrate a ținut nu numai un congres, dar tot ceea ce se întâmpla, în mod direct ori indirect, erau îndreptate spre a învinge trezirea din Uniunea noastră. Știți cum a fost? Delegația credincioșilor frățietății noastre, mai bine de 400 de persoane, a venit la clădirea Comitetului Central al Partidului. Totul era organizat bine. Și de n-ar fi fost dați jos din trenuri sau opriți la întreprinderi, autoritățile știau că se pregătește o delegație care să mijlocească pe lângă guvern pentru încetarea represiunilor, atunci ar fi venit peste 1500 de frași și surori de-ai noștri. S-au adunat la locul stabilit exact în 5 minute. Delegația era așteptată lângă zidurile Kremlinului, lângă procuratură, era așteptată peste tot, iar ea s-a adunat la clădirea Comitetului Central, chiar în centrul Moscovei, unde nu fusese așteptată. Delegația a fost arestată și după aceasta aproape toți slujitorii Consiliului Bisericilor și mai bine de 200 de frați și surori au nimerit în închisori. Ce se întâmpla în acest timp în cadrul Bisericii Baptiste care colabora cu statul? În familiile slujitorilor din aceste biserici și ale altor slujitori de vază creșteau copii care în virtutea situației taților erau bineînțeles privilegiați și nu erau atinși de prigoane. Dacă celorlalți nu li se permitea să-și continue studiile în diverse instituții de învățământ, atunci copiii lor își făceau studiile la instituțiile de învățământ superior. Ei împărtășeau calea părinților, dar nu erau prigoniți în niciun fel. Ce au întreprins autoritățile după ce au aruncat pe cei credincioși domnului în temnițe? Ei au luat din aceste familii a Bisericii Baptiste care colabora cu statul o sută de persoane pentru a le pregăti pentru a face din ei prezbite răspunzători în regiuni. Aceasta este una dintre acțiunile de care aproape nimeni dintre cei credincioși nu știe. Acum acești inși, care cunoșteau din copilărie mediul religios, au fost adunați, li s-a prezentat o hartă de importanță strategică ce ocupa tot peretele și li s-a spus – Punctele roșii de pe hartă sunt bisericile care colaborează cu statul, iar cele albastre, ale bisericii care nu colaborează cu statul, Biserica creștină neînregistrată. Cu ele trebuie să mai lucrăm. Voi trebuie să ne ajutați. Vom face lucrul acesta cu experiența dumneavoastră, cu studiile și capacitățile dumneavoastră. Acești oameni au căpătat o anumită instruire, ei erau vădit alentați, nu le voi spune numele, le știți. Unul din acești oameni de vază a murit deja, altul din Odessa a fost președintele bisericii neînregistrate timp de vreo opt ani. Ei toți s-au obligat în scris că vor lucra în conformitate cu hotărârea congreselor pe care le adoptaseră încă Prohanov cândva. În timpul acesta noi stăteam în temnițe, iar această așa numită sută neagră a fost aruncată în sânul bisericii pentru a-și desfășura lucrarea de distrugere. În timpul acela a mai fost întemeiată Comisia de Unificare, în care au intrat reprezentanții cei mai de vază, ca și cum ar fi neutri, ai bisericilor care colaborau cu statul. Tearc din Estonia, Vysotski din Odessa, Timchenko din Asia. Ei călătoreau prin biserici și în timp ce noi eram întemnițați le uneau. Cu ajutorul Occidentului, această armată mare a încercat să înăbușe mișcarea de trezire. Iată ce lucrare se făcea, iată ce congrese, cum au început, așa au și făcut lucrarea lor după programul elaborat de puterea centrală, de fapt ateistă, care lupta împotriva credinței în Dumnezeu. De ea au fost ei numiți și nu de biserică. Un creștin care a suferit mult în Occident pentru credința în Hristos a spus: Dacă orice stăpânire este de la Dumnezeu, atunci și trebuia păstrat așa cum a fost până la Revoluție. Iar dacă au venit să o răstoarne înseamnă că sunt rebeli împotriva puterii. Acești rebeli au și venit la putere. Atunci pe cine și cum să alegem? Cum să înțelegem toate acestea? Iar dacă ne convine și împăratul, atunci nu e tot una care va fi? Noi biruim prin statutul nostru, biruim cu Domnul care merge înaintea noastră. Noi suntem supuși lui, armata lui. Îndură suferințele, dar nu ucide. Vreau să repet. În Noul Testament Dumnezeu a despărțit statul de biserică, Biserica nu are drept penal, ea nu face uz de forță, nu are miniștri de forță, nu ia sabia în mână. Domnul a spus, pune sabia la locul ei, căci toți cei ce scos sabia de sabie vor pieri. Matei 26 cu 52 De aceea, odată cu venirea lui Hristos, toate au luat o altă întorsătură. Întotdeauna am avut și am o atitudine de respect față de putere. Nu avem temei a o ponegri în niciun caz, cu niciun cuvânt brutal. Apostolul Pavel când stătea la judecată înaintea cezarului a spus, dacă am făcut vreo nedreptate sau vreo nelegiuire vrednică de moarte, nu mă dau în lături de la moarte. Fapte 25 cu 11 Dar când autoritățile și KGB-ul se revoltă și ne întreabă de ce ne călcați pe bătătură, le răspundem. Noi vă călcăm pe bătătură lângă altarele lui Dumnezeu, unde vă este interzis să fiți și unde Domnul ne-a pus pe noi să îndeplinim slujba și să o păzim de orice străin pe teritoriul dumneavoastră nu venim. Faceți-vă acolo lucrarea după cum vă este prescris. Noi însă, ca biserică, rămânem independenți și intangibili. E imposibil să nu ne cutremurăm când analizăm cât de sângeroasă ne este istoria, când vedem că laudele aduse tuturor revoluțiilor au ieșit de pe buzele slujitorilor bisericii, iar apoi, ca printre altele, și pe Hitler și pe Stalin i-au felicitat și s-au supus tuturor și de la toți au reușit să capete ordine. Numai pe unul nu s-au temut să-l întristeze, pe capul bisericii Isus Hristos. De aceea trebuie să ne izbăvim prin pocăință, numai prin pocăință. La congresul din anul 2001 al slujitorilor frățietății noi am spus, Doamne, suntem vinovați, noi eram tineri, alții mai în vârstă, noi am tărăgănat, n-am fost hotărâți, iartă-ne, Doamne, ne integrăm și noi în acea mulțime. Cel care a supraviețuit și și-a păstrat viața cu prețul trădării și-a pierdut sufletul pentru totdeauna, iar cel care a murit rămânând credincios Domnului este viu în veci. Și noi trebuie să fim urmași, anume ai acestui gen de baptiști. Trebuie să luăm prin succesiune linia bărbaților credincioși a lui Dumnezeu și, fără a ne rușina să spunem că nu noi am muncit în acea perioadă, ci ei au muncit, iar noi am intrat în munca lor. În general, noi mergem cu Domnul nostru Isus Hristos și dorim să-i fim credincioși. În rândurile noastre, unora nu le ajungea credința. Erau expuși spitei când se gândeau, dacă măcar cât de cât vom avea influență politică, atunci vom îmbunătăți repede această lume. Numai baptiștii nu sunt la putere și când vor veni ei acolo, atunci vom și deveni o împărăție a lui Dumnezeu. Ce rătăcire! Mergând acolo, noi avem deja conștiința de naturată, aceasta nu e sfera noastră. Puterea de stat e o experimentare concentrată a ceea ce este lumea. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudoroșia vieții, nu este de la Tatăl. 1 Ioan 2, 15 și 16 Puterea e pusă pentru nelegiuiți, pentru infractori, lasă să-și facă lucrarea, numai nu în împărăția lui Dumnezeu nu în limitele hotarelor unde stăpânește Domnul și îi conduce el însuși pe ai săi. Niciun străin nu trebuie să-i îngăduim să intre aici. Fraților, dacă ați atentat totuși parțial la o altă viață și v-ați mutat în coace, în Statele Unite, atunci păziți-vă sufletul. La noi, la cei care am rămas în Rusia, trăiesc încă mulți americani care și-au consolidat pozițiile în ce privește democrația și care s-au pasionat de business. Pentru ei, el este mai important, businessul, astfel încât uneori dau naștere la certuri în biserică. Nu trebuie să fim atrași de viața după firea pământească, ci să ne dăruim toate puterile Domnului, să ne pregătim pentru o mai mare consacrare. Domnul ne-a ales să fim preoți și împărați în împărăția Lui. Trebuie să avem un principiu duhovnicesc stabil, să ne supunem adevărului și să fim călăuziți de Duhul Sfânt. Dar ce se întâmplă cu noi? Dacă suntem atrași de cele pământești, atunci fie în Rusia, fie în America, ne amenință moartea. Umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, Romani 8, 6 și 7. Fiecare poate să analizeze de ce gânduri este stăpânit. Aceasta nu e o poziție neutră față de Dumnezeu, ci vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Mai devreme ori mai târziu lucrul acesta se va descoperi. Scriptura zice, ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Roman 8,7. Acesta e deja un cuvânt categoric, o condiție serioasă. Dumneavoastră trăiți într-o altă țară, dar nu bariera lingvistică trebuie să vă îngrijoreze, ci aceea care a existat și există întotdeauna în poporul lui Dumnezeu. Care? Noi toți trebuie să înțelegem limba Duhului Sfânt, dar oamenii sufletești, stăpâniți de firea pământească, nu o înțeleg. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. 1 Corinten 2 cu 14 Omul stăpânit de firea pământească consideră o nebunie și ceea ce vorbim noi și cuvântul lui Dumnezeu și nu poate judeca despre aceste lucruri. Iar omul duhovnicesc, din potrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Iată, această barieră stă pretutindeni, unde este Biserica lui Dumnezeu. În ea sunt și vor fi și oameni firești, și duhovnicești. Noi însă trebuie să dăm prioritate verigii duhovnicești a slujitorilor, să luăm aminte la cei care se ajută unul pe altul să meargă pe calea dreaptă în împărăția lui Dumnezeu. Și la congrese, hotărârile noastre să nu fie elaborate de puterea centrală ateistă, ci cerute de la Dumnezeu, inspirate de Duhul Sfânt. Domnul vorbește cu blândețe. Cel care se grăbește să se supună lui, începând de la adevărurile simple, aude glasul lui duios: Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Matei 25 cu 21. Și se ridică cu o treaptă duhovnicească nițel mai sus. Se supune, se ridică și mai sus. Cei ce slujesc bine dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Iisus, 1 Timotei 3 cu 13. Și diaconii și slujitorii mergeți pe aceste trepte și vă veți apropia de Dumnezeu, iar El va fi binevoitor față de dumneavoastră. Cercetați-vă inimile dumneavoastră cu frică și cu tremur, deoarece Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea. Filipen 2,13 Creștinii de azi merg de cele mai dese ori conștient pe calea apostaziei, dar continuă să-și desfășoare activitatea și atrag pe oameni în pierzare. Țineți minte care e păcatul cel mai la modă la sfârșitul vremurilor, e descris în capitolul 1 al epistolei către Romani: Când și femeile și bărbații se împodmolesc în perversitate. De ce s-au scufundat în această mișelie? Pentru că foarte îndelung au fost neutri față de Dumnezeu, iar apoi și în vrăjmășie. Au căutat ceea ce e firesc, și au căutat foloasele lor. Și măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu. Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Romani 1, 21, 28 și 32 Același păcat înflorește astăzi în biserică și încă unii îl învinuiesc pe Dumnezeu. Reiese că Dumnezeu e vinovat că i-a creat așa? Nu! Ce am fost idis pentru faptele bune, efesen 2 cu 10, toate celelalte trebuie să ne fie străine. Dacă se trezește în oameni o poftă neînfrânată, iar ei sunt aduși încă la preoție, sunt înființate comunități din ei, atunci ce mai așteptăm? Bancă și eroism facem din aceasta. Luptăm pentru democrație. Fraților, dragi, nu trebuie să mergem la demonstrație în fața clădirii guvernului, ori la noi, la Kremlin, cu lozincile. Noi suntem contra cu tare și cu tare chestiune, suntem pentru asta, ori pentru cealaltă. Noi vrem ca libertatea să fie consolidată prin lege. Libertatea e în Hristos. Dacă Fiul vă va face liberi, nimeni nu vă va înrobi. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Și aici, în această țară, puteți căpăta putere de sus, nemijlocit din ceruri, de la Domnul, de la Duhul Sfânt, care locuiește în inima dumneavoastră. Veți deveni cei mai liberi, nesupuși robiei. El vă va descoperi cuvântul său și atunci veți răspândi influența duhovnicească asupra lumii. Și nu invers. Nu trebuie să ne bizuim pe legile care dau libertatea. Pot oare oamenii conduși de firea pământească să emită ceva bun? Ei se uită în care mediu să-și câștige topul mai repede, de la diverse minorități ori de la biserică. Și vă vor respinge ușor dacă nu le promiteți niciun folos. Nu trebuie să așteptăm nimic de la oameni, nu la ușa lor trebuie să batem. Ce s-a întâmplat de exemplu în Belarus? În timpul alegerilor s-au găsit creștini care au votat pentru cel care făgăduise mai multă libertate s-au convins unul pe altul să voteze pentru adversarii prezidentului, iar la putere a venit iarăși el. Acum, zice, am să vă arăt eu, măcar că sunt ateist, totuși sunt ateist ortodox, voi fi de parte ortodoxilor, iar vă o vă arăt eu. La ce bun să ne căutăm libertatea prin intermediul politicii? Votezi astăzi pentru cineva, iar el are dușmani, deci vei deveni și tu dușman lor. Mâine se vor schimba împrejurările, iar tu ai luat deja partea cuiva, te-ai cufundat de acum în politică și vei și căpăta toate subtilitățile. Va fi adusă și în biserică o asemenea politică și vor începe să împartă, unul e pentru acela, altul e pentru celălalt. Toate acestea sunt o greșeală, e abaterea privirii de la Dumnezeu. Mulți creștini trăiesc așa, de parcă pentru ei e puțin Dumnezeul nostru, de parcă Hristos e sărac pentru ei și visează. Iată de s-ar ridica vreun cârmuitor puternic de stat, de s-ar instaura o adevărată democrație. Judecând astfel, noi depreciem tot puternicia și măreția lui Dumnezeu și adesea nu ne vedem rătăcirea. Noi trebuie să procedăm în conformitate cu adevărul, să-l apărăm și atunci Domnul va îndepărta chiar și nenorocirile așa ne-a făgăduit el. Poate că vor asculta și se vor întoarce fiecare de la calea lui ce are, atunci mă voi căi de răul pe care mă gândisem să-l îl fac. Ieremia 26 cu 3. Iată ce fel de mijlocitor putem deveni pentru America, mijlocitor pentru Rusia. Vreau să vă spun, prieteni, că în decursul viacului înfiorător prin care a trecut țara noastră s-a iscălit cu morți, cu sânge. Țara noastră a trăit acest secol aproape fără ajutorul lui Dumnezeu, cu excepția doar a unor sfinți. De ce? Vă explic. Apostolul Pavel dorea ca bărbații lui Dumnezeu să facă rugăciuni, întâi de toate, pentru toți oamenii, apoi pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii. Cu ce scop? Ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită și pentru ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. 1 Timotei 2, de la 1 la 4 Pare a fi o frază generală. Se pot înălța rugăciuni pentru cei care s-au amestecat în biserică și o calcă în picioare, var să sânge nevinovat, dar Domnul nu va auzi aceste rugăciuni. Se pot ruga și cei care s-au unit în trădare cu prigonitorii lui Hristos și fac lucrarea pe care evident că nu Dumnezeu le-a insuflat-o, însă Dumnezeu nu va auzi niciodată rugăciunea lor pentru țară. Nu-i va auzi la nicio recepție oficială, să se adune acolo patriarhii, conducătorii Uniunilor Evanghelice, rabinii, nu va auzi Dumnezeu o astfel de rugăciune. Și țara noastră a rămas pentru mulți ani fără ajutorul lui Dumnezeu. Când aude Dumnezeu rugăciunile noastre? Mai jos, în același capitol, Apostolul Pavel îi scria lui Timotei, versetul 8. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli adică rugămințile noastre trebuie să fie rostite cu deplină credință și cu inimă curată. Astfel de rugăciuni sunt plăcute lui. De asemenea și nevestele, îmbrăcate în chip cuvincios, trebuie să muncească în comun și să se roage lui Dumnezeu, care văzând de vlavia și teama noastră înaintea lui, setea noastră de a trăi o viață cucernică, a răspunde la rugăciuni și aceasta ar contribui la mântuirea multor păcătoși, la răspândirea împărăției lui Dumnezeu și la zidirea duhovnicească curată în mijlocul nostru. Eu n-am spus totul, mai sunt multe documente, însă Dumnezeu va cântări toate faptele noastre. Cel puțin în acest răstimp ne-am păstrat sufletul, n-am pactizat cu vrăjmașii lucrării Domnului. Noi am primit cu bucurie ajutor de la dumneavoastră. Slavă Domnului pentru sârguința dumneavoastră. Dar acesta e nivelul vieții obișnuite a creștinătății, ei sprăvnicia simplelor noastre biserici. însă dragi prieteni, biserica mai are o menire, vocea profetică. Ea amintește că Domnul este aproape, că ne paște pericolul dacă suntem în păcat, că trebuie să ne pocăim, să ne pregătim de marile schimbări, de venirea Domnului. Noi nu vom fi la urmă, pentru că suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu, 1 Petru 4 17. De aceea să mergem și mai departe pe calea îngustă, așa a rânduit Dumnezeu. El îi ridică pe ai săi din prăpastie, iar pe cei care triumfă în păcat îi va preda focului. Dacă de la noi, de la cei neprihăniți, va începe judecata, atunci care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelie, de adevăr? ce se va face cel nelegiuit și cel păcătos? De la noi se va cere mult. Să nu încercăm a ne convinge că în viața noastră totul e excelent, că suntem din frățietatea prigonită. Aceasta încă nu înseamnă nimic. În ce raporturi sunteți fiecare personal cu Dumnezeu? Iată la ce trebuie să ne gândim. Noi mergem după cum ni se pare împreună, facem parte dintr-o societate eroică. Să nu ne înșelăm. Dumnezeul va cerceta pe fiecare. Este scris, toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, 2 Corinteni 5 cu 10. Vremea este aproape. Sufletul mi se îngrijorează pentru curăția bisericii. Am avut prilejul să mă ciognesc personal de activitatea de apostazie a slujitorilor să fiu atacat cu multe propuneri spititoare. Dacă nouă celor simpli ne era greu să mergem drept, atunci celor de sus le-a fost și mai greu erau ademeniți și li se propuneau șanse mari numai să accepte colaborarea. Multe lucruri ni s-au descoperit acum. După caracterul meu, nu l-aș fi mustrat niciodată pe vreun frate mai mare. E bine ca cei mai în vârstă să le arate celor mai bătrâni necredincioșia lor față de Dumnezeu. Eu însă eram relativ tânăr când s-a început mișcarea, dar setea de a merge pe calea plăcută lui Dumnezeu a biruit. Dumnezeu îmi dădea putere să înving fiecare nouă treaptă a ispitelor, iar la acestea adăuga și mai mult decât ceream sau gândeam eu, sfințenie, curăție și prezența sa în toată frățietatea. El ne dădea întotdeauna cu prisosință și n-am putut să nu biruim, pentru că ne puneam încrederea în atotputernicia lui Dumnezeu. Biserica e menită să trăiască numai sub ocrotirea lui Dumnezeu, dar mulți resping această ocrotire și se irosesc pentru lucruri mărunte, schimbând binecuvântările împărătești pe bunăstarea pământească trecătoare. La ce vor duce toate acestea? Umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu și această vrăjmășie ia naștere în biserică. Uneori prietenia cu lumea e văzută doar în faptul că o fată din lume are prietenie cu vreun frate de ai noștri ori invers. Acesta e cel mai vădit caz. Dar iată ce zice Dumnezeu bisericilor prin Apostolul Iacov. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Iacov 4:1 A dori să fii diotref, a încuraja poftele simplei în destulări materiale, toate acestea sunt pofte ce luptă în mădularele noastre despre care s-a spus cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Iacov 4,3 Dar mai sunt și pofte de alt gen, de autoritate politică, de influență socială, de conducere înaltă. Ele sunt mult mai ademenitoare și mai groaznice și se nasc în rezultatul neascultării de Dumnezeu. Aceasta nu e calea noastră, Domnul să ne binecuvinteze să conștientizăm profund lucrul acesta și să considerăm o bogăție de neprețuit pentru noi descoperirile Lui, avantajul de a avea părtășie cu El. Să ne dăm toate silințele pentru a îndeplini lucrarea de zidire duhovnicească a Bisericii Lui Dumnezeu în Sfințenie, astfel ne vom mântui și sufletele noastre și vom împlini slujba cu care ne-a însărcinat Domnul. Dacă vom elabora planuri cu capul bisericii, atunci le vom realiza neapărat cu biruință să veghem și să ocrotim biserica pe care el a câștigat-o cu sângele său sfânt, să luptăm pentru cetățile Dumnezeului nostru. Bisericile noastre sunt cetățile Dumnezeului nostru, deși sunt răzlățite prin toată lumea. Trăind sfânt și ridicând spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoială, să ne străduim a păstra moștenirea lui Dumnezeu, iar Domnul ne va da neapărat binecuvântări și biruință și ne va pregăti pentru venirea sa. Amin. Să ne lepădăm de tot ce avem, o predică rostită de Gennady Constantinovici Kriucikov. Noi trăim într-o vreme de mare răspundere, când puzderie de duhuri din locurile cerești, cu o demonizare fățișă, abat de la mântuire continente întregi. De fapt, toată lumea. În pofida unui asemenea anturaj, noi trebuie să fim nu numai dintre cei care nu dau înapoi, dintre cei care au credință pentru mântuirea sufletului, ci să-i aducem la mântuire și pe alții, pe cei târâți la moarte. Fapte 2 cu 40, proverbe 24 cu Să căpătăm singur mântuirea și să ajutăm și pe alții să o capete, în pofida lucrării de nimicire extrem de monstruoase a diavolului și a slugilor lui. Pentru a îndeplini această misiune sfântă trebuie să fim urmași adevărației lui Hristos, iar El ne-a dăruit fiecăruia porunca dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Luca 14 cu 26 Cine nu și-a crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Matei 10 cu 38 Ce înseamnă nu este vrednic de mine? Aceasta înseamnă că nu este vrednic de mântuire, nu e vrednic de sfințire, nu e vrednic de munca în câmpul lui Dumnezeu, nu e vrednic de nădejdea la viață veșnică, nu este vrednic de nimic. Cel care îl urmează pe Hristos ignorându-i poruncile pierde totul. Dumnezeu dorește să fie unicul stăpân al minții și sufletului răscumpăraților săi. Dar numai ca răspuns la capitularea absolută a eului nostru, la renunțarea totală la poftele și patimile noastre, el vine să locuiască în inima blândă și predată lui. Cu alte condiții mai mici, dictate de samavolnicia noastră, Domnul nu ne ia să-i fim ucenici. El nu dorește să-l lase pe nimeni să rămână un ignorant duhovnicesc, care spurcă curțile Domnului, ducând o viață duhovnicescă mizeră, dăruindu-se doar pe jumătate. Bilanțul unei asemenea vieți este pierderea harului și darului mântuirii, iar el voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului 1 Timotei 2 cu patru. Există o legitate netrecătoare. Un om predat pe deplin lui Dumnezeu nu rămâne neschimbat. În el se produce actul nașterii din nou, din Dumnezeu. În el are loc înlocuirea binecuvântată a ceea ce e firesc cu ce e duhovnicesc. În inima lui intră Domnul cu atot puternicia sa. Voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi, fapte 1 cu 8. Și atunci mărturia în puterea Duhului Sfânt, în puterea lui Dumnezeu, îi duce pe păcătoși la ascultarea de credință. Însă, fără a ne lepăda de noi înșine, fără a ne consacra lui Dumnezeu, Duhul Sfânt nu va lucra prin noi și nu vom putea face nimic fără el. Cel care se gândește să uimească lumea cu predica despre Hristos prin intermediul concertelor pompoase și al reprezentărilor la televiziune, cu participarea orchestrelor, corurilor, să nu uite că lumea ne-a întrecut de mult în ce privește atât arta cât și muzica. Nu în efectele exterioare este puterea noastră. Chemându-i pe urmașii săi să se lepede de tot ce au, Iisus Hristos a descoperit esența acestui adevăr prin exemple concrete într-un mod mai desfășurat. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu zece mii de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu douăzeci de mii? Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu, spunea Domnul Isus la Luca 14, de la 28 înainte. Unora li se pare că zidirea duhovnicească a Bisericii lui Hristos este un lucru ușor și obișnuit. Dar băgați de seamă cât de mult se străduiește Hristos să ne atenționeze că lucrarea isprăvniciei și lepădarea de tot ce avem sunt chestiuni inseparabile. Această sarcină, lepădarea de sine, ne-a fost lăsată și ca poruncă. Ea este și urgentă și cu o influență hotărâtoare asupra sorții. Domnul îl cheamă pe fiecare creștin mai întâi să se grăbească a se consacra lui Dumnezeu, ca el să ne învețe, în primul rând, să îndeplinim lucrarea isprăvniciei ziditoare a bisericii și, în al doilea rând, să ducem biruitor luptele duhovnicești. Fiind zidiți să fim o casă duhovnicească, o preoție sfântă, noi trebuie să știm cu tărie, s-a produs oare în noi înlocuirea a ceea ce e firesc cu ce e duhovnicesc? Locuiește oare în inima noastră Domnul cu atot puternicia sa? Dacă a avut loc această înlocuire binecuvântată, atunci, începând zidirea duhovnicească împreună cu Dumnezeu, vom zidi neapărat un turn până la ceruri și el va fi format în întregime din pietre vii, din suflete întoarse la Dumnezeu, renăscute, care se îndreaptă spre cer. Iată ce succes ne va trimite Domnul, fiindcă nu ne împiedică eul, nu ne poate reține de la munca plină de jerfire nici mama, nici tata, nici soția, nici copiii. Fiind învățați de Domnul, nu ne vom grăbi să recunoaștem suficient pocăința superficială a celor care nu mai au ridicat mâna sau au dat din cap în semn de aprobare că acum sunt copii ai lui Dumnezeu. Nu, nimeni nu va intra în familia lui Dumnezeu cu asemenea pocăință. A veni în biserică ocolind sângele Golgotei, sângele lui Hristos, înseamnă a sări pe altă parte. Este o singură ușă, Hristos. Eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, zice Hristos, Ioan 10 cu 9. Iar cel care este ajutat să sară peste zid, cel care intră în biserică ocolind pocăința, ocolind nașterea din nou, este un hoț și un tâlhar, Ioan 10 cu 1. Astăzi au apărut mulți creștini talentați, însă cu regret nerenăscuți. Au pătruns în biserică un număr enorm de predicatori și chiar de prezbiteri sufletești și nu duhovnicești. Ei au avut arvuna Duhului Sfânt la începutul căii creștine, dar prin viața în păcat, trăită după firea pământească, au pierdut totul. Ei nu cunosc căile lui Dumnezeu, fiindcă nu s-au lepădat de sine. Ce trebuie să socotim noi, scum prieteni, pornind pe calea vieții creștine de jerfire? Desigur, nu cărămizile, nu grinzile și nici alte materiale de construcții. Trebuie să socotim cât a rămas în noi din euul nostru. Câtă mândrie ni se cuibărește în inimă, câte temeri ne chinuiesc, câte atașamente ne atrag pe calea cea largă! Fără o consacrare de plină, nimeni nu va avea puterile necesare pentru o viață de biruință și pentru slujire, ci vom fi stăpâniți de eul firii noastre și ne vom manifesta ca lucrători care nu aduc rod, care, după ce propovăduiesc altora, ei înșiși vor fi lepădați de Hristos. Dacă având dorința de a-L urma pe Domnul, am pus temelia, iar apoi ne-am oprit la jumătate de cale, nenorocirea va veni peste noi în mod inevitabil. În asemenea caz e cu neputință să ai o viață încununată de biruință. Numai cu Hristos suntem în stare să ducem cu bine la capăt lucrarea de isprăvnicie bisericii. În rugăciunea sa de mare preot, Hristos a rostit satisfăcut, eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Ioan 17 cu 4 dacă îi vom fi ascultători, El ne va face și pe noi, dragi prieteni, ispravnici biruitori, care nu acceptă compromisul. Cu jumătate de măsură, cu jumătate de consacrare, nu vom reuși nimic. Vom avea numai o lipsă totală de rod și mustrări veșnice de cuget. În viața fiecarei generații de creștini vine timpul când ea trebuie să apere adevărul Domnului. Însă, fără lepădare de sine, noi ori vom cădea sub sabia străină, ori, trădând interesele lucrării lui Dumnezeu, vom fi nevoiți să cerem în mod rușinos pacea. Privind la realitatea ce ne înconjoară, îți pui involuntar întrebarea. Din ce cauză mulți creștini nu numai că sunt gata să renunțe la adevăr, ci chiar încheie alianță cu lumea? Există un singur răspuns. Ei nu au puteri duhovnicești pentru a se împotrivi presiunii vrăjmașului sufletelor omenești. De unde să luăm aceste puteri ca să păstrăm independența bisericii? Iarăși e vorba de o înlocuire. Cel care a obținut biruința asupra sa și poate să mărturisească sincer împreună cu apostolul Pavel nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, va exclama neapărat împreună cu El și pot totul în Hristos care mă întărește. Galaten 2 cu 20, Filipen 4 cu 13. Nu este nimic cu neputință pentru un creștin consacrat pe deplin, fiindcă el a murit pentru stihiile lumii. El are în sine sentința morții. Pe el nu îl îngrozesc hoardele înfiorătoare ale neprietenilor care îl atacă. El le va respinge în toate direcțiile și va ști cum să o facă. El este plin de autoritate, de putere, de înțelepciunea și de tăria lui Dumnezeu, fiindcă l-a invitat pe tronul sufletului său pe Domnul. L-a invitat cu bucurie și cu încântare. În viața lui s-a manifestat puterea făgăduințelor lui Dumnezeu că cel care muncește, adică cel consacrat, trebuie să guste cel din roadele muncii, 2 Timotei 2,6. Roadele biruințelor duhovnicești, roadele bucuriei cerești. Cel care se învoiește cu mai puțin, cel care se teme să se lepede de tot ce are, nu numai el însuși se va trezi în afara lunii mântuirii, ci va reduce la zero și lucrarea sfintei independenței a Bisericii, cedând lumii baici-bacolo. El se va chinui toată viața, și ultima ora vieții sale o va aștepta cu o frică de neîndurat. Nu importă că cineva consideră aceste concepții prea extreme. Noi trebuie să recunoaștem profund că în acest radicalism, adică în lepădarea de sine dusă până la ultima limită, se conține cel mai mare har. Repet iar și iar, cel care s-a predat pe deplin Domnului va fi în stare să respingă hoardele iadului care îl depășesc și în putere și numeric. Să respingă sfânt și cu biruință. El nu va fi slugarnic încovoindu-se până la pământ, Dați-mi pace cu orice preț, numai să nu fiu chinuit și torturat! În viața bărbaților lui Dumnezeu, consacrați lui pe deplin, s-a manifestat întotdeauna autoritatea puternică a lui Dumnezeu. Ea ne-a fost lăsată și nouă ca testament. Domnul nostru Isus Hristos, propunându-le urmașilor săi condițiile uceniciei, la începutul discuției nu s-a adresat nimănui personal, și vorbea ca și cum, în mod abstract, cine nu-și ia crucea cine vrea să zidească un turn, care e împărat când merge să se bată în război. Dar, spre sfârșit, el a spus concret, tot așa, oricine dintre voi, care nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Fiecare dintre noi, ca să fie un adevărat ucenic al lui Hristos, trebuie să se lepede de sine însuși. Alta alegere nu este și nici nu poate fi. Nici o universitate, nici o instituție de învățământ, chiar și de profil teologic, nu ne va da putere duhovnicească. Această putere vine de la Dumnezeu și rămâne numai peste cei care s-au lepădat pe deplin de tot ce au. În 1961, când a început rezirea frățietății noastre, toți cei care erau plini de râvnă pentru curăția Bisericii lui Hristos au prevăzut că vor avea de îndurat prigoane, lovituri, suferințe, închisori, dar nu s-au oferit de ele. Puterea mediului ce lupta împotriva lui Dumnezeu era într-adevăr mare în anii aceia. Nu era nicio chezășie vădită a succesului. Dar când ne-am uitat prin credință, scriau într-un apel slujitorii Comitetului Organizatoric din 1962, L-am văzut pe Hristos cu tăria puterii lui suverane, spunând: Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Matei 28 cu Am văzut oștirile lui în ceruri, și pe toți credincioșii lui de pe pământ, călăuziți de Duhul Sfânt, cărora el le-a dat putere să calce peste toată puterea vrăjmașului. Luca 10 cu și am văzut prin credință că vom obține cu Hristos o biruință de plină. Iar cel care crede în El nu va fi dat de rușine, 1 pentru 2 cu Străbătând o cale de mai bine de 40 de ani, ne bucurăm de biruințele pe care Domnul ne ajuta să le obținem, deși am fost încercați mult în prigoanele de 30 de ani. Rândurile noastre s-au rărit mult, câte răzvrătiri s-au ridicat în acești ani împotriva Căii Domnului câți credincioși de rând, ba și slujitori, îngrozindu-se de suferințe, au acceptat cârdășia cu prigonitorii, cât sânge frățesc a curs din cauza șovăielilor, câte solii au trimis ei la puternicii lumii acestea să ceară pacea, capitulând în jositor numai să nu fie prigoniți. Se ascundeau de închisor sub felurite aripi, străduindu-se să obțină cu orice preț statut oficial. Și s-au salvat? Nu. Toți cei care au acceptat colaborarea și cârdășia cu cei ce luptau împotriva credinței în Dumnezeu au murit din punct de vedere spiritual. Oare poate fi numită lucrarea lor o zidire duhovnicească? Dumnezeu s-a lepădat de oamenii care au acceptat calea abaterii. Am îndrăzneala să declar lucrul acesta deschis, fiindcă așa spune Scriptura, dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El, dacă ne lepădăm de El și El se va lepăda de noi. 2 Timotei 2, 11 și 12. Dumnezeu s-a lepădat de cei ce nu s-au lepădat de sine, ci din frica de suferințe au lepădat poruncile lui, calea lui îngustă. Secolul trecut, un secol de luptă împotriva credinței în Dumnezeu, a înghițit milioane de suflete vii. Ele au pierdut mântuirea, fiindcă Biserica, condusă de slujitorii ce se abătuseră de la adevăr, n-a făcut nimic pentru mântuirea copiilor și a tineretului. Poporul lui Dumnezeu nici astăzi nu este liber de această ispită. Diavolul n-a plecat în concediu și nici nu stă culcat pe lauri. El nu dormitează, nici nu doarme, ci caută cum să-i înșele și să-i ducă la pieire, dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Matei 24 cu 24 E un lucru important să ne ținem de adevăr cu lepădare de sine și în vremurile grele și în anii de acalmie, ca să nu trimitem sol gata de orice afaceri cu dușmanii lucrării lui Dumnezeu, ci să luptăm cu bărbăție pentru credința Evangheliei, pentru curăția Bisericii lui Hristos. Primii ucenici, supunându-se învățătorului, au lăsat tot ce avuseseră și întrebau ce răsplată vom avea. Matei 19,27 cât de încurajator, cât de solemn a fost răspunsul! Veți primi însutit în viacul acesta de acum, iar în viacul viitor, viața veșnică. Luca 18, 29 și 30. Vom avea și noi prea iubiți prieteni, atâția frați și surori duhovnicești, dacă vom merge pe calea lepădării de sine. Vom primi și noi, după ce ne vom fi lepădat de tot ce avem, atâta dragoste duhovnicească reciprocă și încă pe pământ ne vom bucura cu o bucurie negrăită și slăvită. Chemându-ne să lăsăm tot ce avem pentru Evanghelie, Hristos a arătat în mod deslușit pe cine îl consideră El drept cel mai apropiat și mai scump. Matei 12, 48-50 Oricine face voia tatălui meu care este în ceruri, acela mi este frate, soră și mamă. Oricine face, iată adevărata familie duhovnicească cu care Hristos dorește să aibă părtășie. Fiul lui Dumnezeu prețuia unitatea cu asemenea suflete renăscute mai mult decât cu rudele după trup. Cu asemenea rude, Hristos va împărtăși bucuria veșnică, nepieritoare în împărăția Tatălui Său Ceresc. Iar cu cei care nu i s-au supus lui Dumnezeu, care nu au făcut alegerea sfântă și n-au dorit să se lepede de tot ce au, oricât ar fi ei de apropiați ca rude, e cu neputință să aibă o părtășie duhovnicească plină de bucurie. Și lucrul cel mai trist e că ei vor rămâne în afara mântuirii și vor moșteni o soartă amară. Nu putem să nu ne referim la încă un adevăr important. Lumea nelegiuită, iar adesea și credincioșii, păcătuiesc conștient. Fiecare știe că trebuie să-i se pună capăt păcatului, dar nu vrea să-l lase. Generația contemporană de creștini, în cea mai mare parte a sa, nu dă importanță acestui lucru. Mai înainte, oamenii se temeau să-l întristeze pe Dumnezeu chiar în lucrurile mărunte. Fiind un creștin tânăr, odată am pus deasupra Bibliei un ziar. Un frate mai în vârstă m-a corectat: Străduiește-te să te porți cu Evlavie față de această carte de neprețuit. Pentru tine nu trebuie să fie niciodată nimic mai presus decât Biblia. Altfel poți pune pe ea și o farfurie cu bani. Alt loc nu găsești? Deprinde-te să veghezi chiar și în aceste lucruri. Și eu mă străduiesc. În epistola către romani, ni se dă lista păcatelor care sunt o constatare exactă a ceea ce ne îngrozește astăzi. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite, Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de invidie, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt poftitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați. Fără milă. Romani 1, 28 la 31. Din neștiință păcătuiesc acești oameni? Nu. Versetul 32. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Iată cu ce aplauze se corupe astăzi planeta noastră. Și Satan ajunge la un asemenea succes și în mediul celor ce se numesc creștini, dar creștini fără lepădare de sine, neconsacrați, care ignoră porunca Domnului cu privire la adevărată ucenicie. Judecând după situația din lume, multora li se pare că are loc un proces necontrolat: accidente, explozii, năruiri, alunecări de teren, torente de noroi, inundații, lucruri despre care mai înainte nici nu am auzit. Însă toate aceste dezastre sunt doar o aluzie mică la ceea ce va fi nevoit să îngăduie Domnul asupra omenirii pentru nelegiuirea care s-a înmulțit peste măsură de mult. Unicat pe gânduri întrebându-se pentru ce se abat peste noi toate acestea și ajung la concluzia dreaptă, omenirea plătește pentru încălcarea poruncilor lui Dumnezeu. Totuși, oricât ar fi de paradoxal, în această constatare îngrozitoare a faptelor nu se observă niciun pic de regret, nicio o umbră de căință. În ce privește punerea în scenă, scriu cei ce încalcă conștient poruncile Domnului, interpretarea satanică e întotdeauna șic. Adică, dacă în interpretare nu este violență, nu sunt cadavre, tot felul de ticăloșii, într-un cuvânt nu este diavolul, atunci fără toate acestea ea e lipsită de gust, e plictisitoare, inexpresivă. De aceea, prin televiziune, prin jocurile pe calculator, prin internet, reviste, ziare, se înrădăcinează violența și desfrâul, se demonizează viața și copiii sunt atrași în păcate nemai auzite. Tineretul, a cărui conștiință nu este maturizată, devine pasionat de vulgaritatea înfrumusețată, care, din păcate, e numită cultură. Chiar și oamenii inteligenți se entuziasmează de desfrâul rău, iată în ce demonizare s-a scufundat astăzi lumea. Iar în culisele acestei decăderi duhovnicești stă diavolul și cei care îl slujesc. Scumpii mei, pentru mântuirea propriului suflet, rupeți-o în mod radical cu păcatul. Și atunci, dacă cineva din biserică v-ar chema pe calea cea largă, Dumnezeu poate să vă păstreze în curăție și credincioșie. Însă, Domnul manifestă o asemenea putere și tărie numai într-o inimă credincioasă lui, care s-a lepădat pe deplin de tot ce are învățați-vă să vă întoarceți privirile de la păcat. Trecând pe alături de tablourile ademenitoare și murdare, nu vă lăsați ispitiți de a arunca spre ele o privire fugară, căci vă veți întina neapărat. Găsiți în voi bărbăția de a nu vă uita și de a nu arunca nicio privire. Amintiți-vă de nevasta lui Lot, cât a costat-o numai o privire spre păcat. Dar stâlpul de sare este uitat astăzi de mulți creștini. Le este greu să nu privească în urmă la urăciuni, atât de mult s obișnuit cu sodoma contemporană sortită și a nimicirii. Scump, prieteni, alegând calea ascultării de Dumnezeu, nu vă sfătuiți cu carnea și cu sângele, adică cu firea pământească. Și când căutați lumină pentru cărările voastre, să vă conducă Domnul și Duhul Sfânt. Cunoaștem starea când tinerii, în perioada primei tinereți, maturizându-se, nici de cum însă din punct de vedere duhovnicesc, ci numai biologic, se grăbesc să-și satisfacă dorințele ușuratice, lipsite de simțul răspunderii, iau hotărâri pripite și de regulă greșite. Li se pare că se pot conduce fără greși în viață. Nu, scumpilor, nu. Cel care vrea să fie mântuit, să fie un ucenic destoinic al lui Hristos, trebuie să se lepede de sine și să-și răstignească firea cu patimile și poftele ei. Galateni 5 cu 24 De ce? Repet, fiindcă avem deasupra noastră puzderii de duhuri ale răutății care sunt în locurile cerești. Vrăjmașul sufletelor omenești poate să stabilească autoritatea sa nimicitoare peste cei care nu se grăbesc să vină sub apărarea Domnului, dăruindu-i se pe deplin. Nu mă tem că pentru asemenea păreri voi fi numit conservator sau superstițios. Despre aceasta vorbește Scriptura: Păcătoșii trăiesc după voia Domnului puterii Văzduhului, Efeseni 2, 2 și 3. Oamenii dau ascultare duhurilor înșelătoare și învățăturilor dracilor, 1 Timotei 4 cu 1. Cel care nu crede acest fapt va plăti scump, iar mulți au și plătit deja. În lume acționează în mod real Satana, însă Domnul e mai puternic decât el. Domnul a biruit pe șarpele cel vechi pe Golgota, iar împreună cu el obținem și noi biruințe slăvite. Totul depinde numai de faptul pe cât ne-am consacrat Domnului. Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, fapte 17 cu 30, dar îl mântuiește cu o mântuire veșnică numai pe cel care își ia crucea și acceptă de bunăvoie stăpânirea lui plină de îndurare asupra sa. Domnul se va întoarce curând să-i răpească pe cei care, urmândul, duc cruce ale pădării de sine. Unii sunt gata să-și lase din pricina Evangheliei părinții, soția, copiii, dar eu lor mai stă pe piedestal, părerea lor e incontestabilă. Ei proclamă pretutindeni autoritatea lor mândră și deci extrem de păcătoasă și dezmiardă acest idol odios. Hristos nu va intra în inima ce se află într-o asemenea stare, iar fără El nu suntem nimic, suntem zero. Lăsați-L pe Hristos să intre în inima dumneavoastră, prea iubiților, și ea se va aprinde ca o făclie nouă a Duhului Sfânt. Să se producă în inima dumneavoastră înlocuirea binecuvântată predați-vă lui sufletul spre ascultare, ca să aveți și voi și vă mântuirea și se i aduce și pe alții la ea, ca să îndepliniți cu succes lucrarea de zidire duhovnicească, să obțineți biruințe duhovnicești și să fiți ucenici vrednici a lui Iisus Hristos spre slava numelui Său cel Sfânt. Amin. Ați ascultat emisiunea Laptele Duhovnicesc și Curat. Predici care rezistă timpului și analizei Sfintelor Scripturi, rostite de oameni care au luptat lupta cea bună a credinței.